ziua, bine ați venit la Povestiri de la Colțul Mesei, un nou episod împreună cu un invitat de marcă. L-am așteptat mult până să fie gata să vină, Damian Înfile. Bine ai venit! Da, în ciuda posibilei aparențe de la turn, nu sunt chiar un tip spontan sau nu-mi doresc să fiu un tip spontan și atunci să vorbim, dar să știu și eu întâi ce vorbesc. Asta e un lucru bun. O să spun că eu l-am cunoscut înainte să mă cunoască el, că m-am dus într-o din tururile lui ghidate și recunosc că veneam după o seară de mai multe petrecere și m-a ținut 4 ore în picioare, mi-a fost greu puțin. Eu neavând o problemă nici cu mersul pe jos, nici cu... Dar ia turui gura destul de bine și atunci am zis, hai că trebuie să vedem dacă putem să facem mai mult. Dacă ți-aduci aminte, am și descoperit o casă frumoasă atunci, în timp ce treceam cu ea spre Mitropolie. Eu cred că am fost un băiat sincer așa în general și am spus că eu sunt foarte miop, eu habar n-am în care tur ați fost. M-ați lămurit voi după aia că ați fost în turul cu Mitropolia, da. Exact. Și am intrat în casa secretarului lui Titulescu, s-au dovedit foarte amabili cei care o administrează acum și ne-au deschis ușile spontan. Hai să punem și o gură de șampanie. În cazul în care exista frica dacă cumva vorbesc puțin, e bine că îmi dați grăsaj. Nu avem această frică ca să... Eu am acest obicei să... Îmi place șampania și atunci beau șampanie, nu mă feresc în aceste podcasturi, dar avem și apă, că eu cred că e bine să bem și apă dacă bem alcool. Sigur că da. Chiar mi-a zis... asta e bine să o desfaci în doi pași, ca să nu o dai jumătate pe jos. Mi-a zis la un moment dat într-un podcast un invitat, că poate n-ar fi rău, făcând această glumă că e bine să bem și apă, că poate n-ar fi rău să... îi învățăm să fac un podcast de învățat pe alții cum să bea. Cum să bea, da, n-ar fi. Eu am mai lăsat mici pastile. În esență o spune pastorul Teodoreanu. Când simți, moșer, că ești puțin ciupit sau, ca să mă exprim mai drept, că ești făcut, e bine doar... nu-i bine să mai bei tu ce ai plătit, ci numai să plătești tu ce ai băut. Interesant. Bine ai venit și hai să vedem dacă cum o să ne iasă acest... podcast. Pentru că tu ești un pasionat de a scoate din istoria de toate felurile diverse întâmplări, aș te-aș întreba din știința ta și pentru că sunt convins că te-ai pregătit, ce știi sau ce putem vorbi despre istoria diverselor preparate care astăzi le zicem românești? Să știi că întrebarea este cu mică păcăleală, dar nu o să te superi. Nu mă supăr absolut deloc. Întâi vă voiam să fac eu un preambul, mi l-am pregătit pentru întâlnirea asta, că probabil că o să apară și semne de bă, dar n-ai mai vorbit, bă, de 3 ori pe tema asta, nu ți ajungi odată cât ai vorbit. Acum, dacă e să luăm temele în general așa, despre cârciumile românești, da, vorbești tu singură dată, dacă vorbești de istoricul cârciumilor. Noi ne-am întâlnit astăzi să discutăm de o abordare un pic diferită. Așa sper. De la interior spre afară și nu invers. Bineînțeles că literatura tot aia e, că marea muncă de fapt aici nu e să găsești cartea, ci pe urmă să găsești în carte ce te interesează pe tine. Cu ocazia acestei, având în vedere că ai venit și cu niște cărți, eu o să-ți mai spun și alte cărți care au mai apărut în... Pixul pe aia. Îți recomand, de exemplu, curatorul de zacuște al lui Cosmin Dragomir. Asta recunosc că n-am întâlnit-o. Este destul de nouă. Acum se pregătește și până în decembrie va ieși pe piață Colecționarul de sarmale, o carte de 700 de pagini. E ca ierbarul, a băgat cât o sarmală la pagină sau cum? Aș putea să te întreb și pe tine dacă sarmalele sunt românești, dar să știi că asta este o mică păcăleală, deci nu te întreb, te las pe tine să văd ce o să-mi spui. Eu aici sunt fidel lui Radu Antun Roman, care până astăzi pentru mine reprezintă vocea cea mai avizată. Unul dintre cei mai mari și cunoscuți antropologi culinari. Spunând că în treaba cu sarmaua, termenul turcesc, dar rețeta e românească. 1000%, da. Că turcii, numai venind încoace, au întâlnit ceva ce semăna cu iaprac sarma, dar doar la formă, că altfel caloric, compozițional, poți să găsești destule variațiuni la temă. Și noi n-am făcut decât să luăm termenul turcesc de sarma, care înseamnă ceva învelit în. Că asta înseamnă sarma. Două preparate de bază găsim în bucătăria turcească. Sarma, învelit în foi, dolma, umplut. Ceva umplut. Mm-hmm. Adevărul este că și în acest, nu în acest episod, dar într-un alt episod, chiar cel cu Cosmin Dragomir, el ne-a explicat că sarmaua este și românească, el strângând rețete din peste 130 de țări.
Da, repet, o carte cu 700 de pagini cu niște zeci, sute de rețete. Am avut o experiență culinară recentă în Ungaria, unde vrând să încerc specificul local, că de-aia te duci într-o țară și la capitolul gastronomic, numai pentru că nu scria sarma în meniul ăla nenorocit, nu mi-am dat seama că eu îmi comand de fapt o sarma, văzând varză umplută cu carne, mă gândeam, cum o fi varză asta? Bineînțeles că era rulată în foaia de varză, dar, mă rog, a fost interesantă, să zicem. Din câte am putut eu să citesc până acum despre bucătăria românească, încercările astea de secol XIX, când în secolul XIX noi dăm paternități la orice, trebuie să avem o babadochia, trebuie să avem un bucur ciobanu, la fel trebuie să avem noi și momente dintre astea zero în care s-a inventat ceva, momentul când s-a inventat micul, momentul când s-a inventat cutare și să găsim un specific național. Din câte am putut să citesc eu până acum, nu prea există paternități în privința rețetelor cele mai uzuale. Nu prea ai nevoie de un geniu să se prindă că o carne tocată cu un pic de grăsime lăsată un pic mai mult la cuptor dă ceva delicios. Așadar, dacă o fi un inventator, istoria l-a mâncat de mult. Aici, din punctul ăsta de vedere, eu tot pun această întrebare, de ce? Pentru că eu sunt un susținător al existenței gastronomiei românești. Noi avem talentul de a considera că nimic nu-i de la noi. Nu, nici așa. Ne ducem într-o extremă. Nici așa. Practic, concluzia mea este că fiecare areal s-a dezvoltat într-un fel sau altul și evident că și-a dezvoltat și prin interacțiune cu arealele alăturate și cu populațiile din alte areale și-a dezvoltat propriile culturi, inclusiv gastronomice, de în toate gastronomie, tipurile. Ca și în istorie, influența geografiei, deși e de multe ori contestată, contează. De exemplu, nu o să întâlnim niciodată cum au francezii oroarea de peștele de apă dulce sau mai ales de icrele de pește de apă dulce. Francezii consideră asta ultima mizerie cu putință. Cum poți să mănânci așa ceva? Uite, nu știam asta. Da, pe când la noi, o icre de crab făcută cum trebuie, lăsând la o parte că la noi foarte rar găsești icrele în varianta nature, cum se servește caviarul ala francez. Da, da. Că, mă rog, bunica la țară, cum adică mamă să le mănânci crude? Te-ai tâmpit? Le frecăm cu ulei, cu cutare, le facem salată. Doar alea de păstrăv, dacă le mai prinzi. Alea, dar uite, alea, de exemplu, în zona de câmpie, aproape că nu sunt întâlnite până târziu. Și cumva, probabil că oamenilor de la câmpie li s-ar fi părut, păi cum adică noi, tot noi să importăm pește de la voi? Păi nu, noi expediem pește. Asta e cunoscută, faptul că exista drumul sării, coborau de la Ocne, aduceau peștele în zona Bălților, existau localități întregi care din asta trăiau. În ciulinii Bărăganului, mama eroului principal moare înțepându-se cu nos de pește, infectându-se, că asta făcea toată ziua. Săraca femeie despica pește, îl punea la săraci și îl trimiteau să-l vândă mai la deal. Geografia cu siguranță îi spune un cuvânt greu și pentru că la noi există varietate geografică maximă, adică ai toate formele de relief într-un areal destul de restrâns, e normal ca și bucătăria să fie mai variată decât în cazul altor nații și mai diversificată totodată. Asta este geografia propriu-zisă și în al doilea rând mai e geografia culturală. Amplasarea noastră geografică n-a fost genială pentru multe aspecte istorice, că ne-au dat-o din toate părțile. Însă, din ceea ce privește alinierea culturală, avem pe de-o parte interferența puternică a lumii germane cu stilul ei de consumație venită pe filiera Transilvaniei, avem probabil cea mai pregnantă, eu o consider ca fiind cea mai pregnantă, influența turcească. Dar influența turcească, neînțelegându-se strictul sensul a turcilor, că turcii împing spre zona românească, odată cu dominația politică, sfera culturală a Asiei Mici și a Balcanilor, care e o sferă mai degrabă bizantină. Am avut norocul să-mi cadă în mână o carte numită Taste of Byzantium, okay, unde oamenii, pe baza cronicilor de acum niște sute de ani, reușesc să discernă niște rețete. Și îmi pare rău să spun atât pentru greci și pentru turci, băieți, musacaua nu ia niciunea dintre voi. La fel ca sarmale, probabil. Da, se găsea acolo dinainte să existe ori Grecia, ori Turcia și a fost preluată cu mici adaptări de fiecare. Dar turcii venind cu fundalul lor mongolic, cu cărnăraie multă și așa, preluând ceea ce găsesc prin zona Europei de Sud-Est și a Asiei Mici, împing toate influențele astea la noi și ne influențează și în planul rețetelor, dar în vechime ne influențează puternic la felul în care consumăm. Preluăm foarte puternic influența turcească de stat la masă. Și apoi, bineînțeles, pe filieră răsăriteană, avem influența, e greșit spus, rusă, slavă.
Că vin și din Polonia, vin și din Rusia, vin amestecat cumva. A fost un punct de trecere pentru toate zonele. Da, și gastronomic au rămas. Îmi place o poveste pe care n-am mai spus-o până acum și chiar nu știu cum de-a scăpat, și anume cea a ouălor românești. La întrebarea care sunt ouăle românești, evident, o să zicem ouăle poșate. Dar ouăle poșate, aproape orice gastronom îți va spune prin franțuzești. Însă, de o parte, faptul că babilonienii le-au inventat, ei le-au făcut prima dată. Eu pot să spun și să bag mâna în foc că sunt ouă românești dintr-un motiv foarte simplu. Bunicul, Dumnezeu să-l odihnească, când eram mic și locuiam la ei la țară, undeva la vreo 20 de kilometri într-un sat de lângă Roman, din când în când, când bunica nu era acasă sau așa și trebuia să-mi facă mie de mâncare, îmi făcea ceea ce se numesc ouă românești. Într-un ceaun punea niște lapte, punea niște smântână și punea ouăle. Și ceea ce poșăm noi, întâi punea niște unt și ceea ce era o prăjire, poșare a acelor ouă, erau delicioase. Cel puțin memoria mea de astăzi asupra unui produs de acum 40 ceva de ani este că, Doamne, ce mâncare bună era. Bun, aici... El nu știa de gastronomie, nu știa de nimic altceva, deci asta era o chestie pe care știa să o facă. Păi tocmai asta vorbim. Omul crescut oriunde poate nu-l pocnește neapărat dorul de a picta ceva, nu-l pocnește neapărat dorul de a face muzică, dar de mâncat vrea, nu vrea, trebuie să se ocupe. Și atunci cu siguranță avem inventări și reinventări, multe dintre ele rămase anonime, așa, în spațiu particular. Exact, și la fel în multe părți ale lumii. Că dacă ne gândim astăzi cine ar fi inventat grătarul, că tot, da? Păi cine o fi fost primul care o fi pus o carne pe niște cărbuni? Pot spune cine a inventat shaorma. Sau unde e, de fapt mai corect e spus, unde e menționată prima oară shaorma. În Persia Ahemenidă, este Imperiul Persan dinainte de Alexandru Macedon. Deci vorbim de 2500 de ani. Asta e și marea problemă, să demonstrezi că o gastronomie e specifică unei nații sau nu. Studiu corect în istorie se face pe baza documentelor. Acum, în ceea ce privește cronicile, noi în cel mai bun caz, și vorbim de istoria medievală, dacă îmi vine careva cu o rețetă dacică, eu o mănânc de față cu el, nu rețeta, aia pe care e scrisă. Păi daci, din câte știu, nu prea au lăsat nimic scris. Dar dacă vine cineva care, cu o rețetă care să pretinde a fi așa, din perioada dacilor. Am mai spus chestia asta, dar doar pentru simplu fapt că am fost întrebat de mai multe ori: doamne, mămăliga e dacică? Nu, băieți, că porumbul vine în timpul lui Șerban Cantacuzino. Există o formă de fiertură, cel mai probabil pe bază de mei. De mei, da. Ceea ce observă istoricii antici vis-a-vis de Dacia, e foarte răspândită cultura meiului. Da, acum hai să... Dacia a fost acum 2000 de ani. Ne mai interesează treaba asta. Bubița e că noi nu avem scrieri de rețete nici acum 500 de ani. Ba da. Nu, ne spune cronicarul nu ce se dă la ospăț, dar nu ne spune cum să face. Ositot pomenesc numele, se pare, același Cosmin Dragomir a publicat o carte de bucate din 1600 și ceva, carte care a fost publicată în limba maghiară la momentul respectiv, a tradus-o, a fost greu să o traducă din maghiara veche, dar carte cu bucate românești. Este cea mai veche carte de bucate românești existentă în arealul acesta al nostru. Din câte știam eu, cea mai veche este cartea stolnicului Constantin Cantacuzino, care a rămas în manuscris. Deci este fratele lui Șerban Cantacuzino, unchiul lui Brâncoveanu. Deci probabil că chiar mai devreme de această perioadă. E 1680 aproximativ cartea asta. Omul, studiind pe la Padova, pe la așa, strânge la un moment dat o colecție de rețete, nu neapărat din arealul nostru. El strânge o carte de bucate pentru curte boierească. Că și aici e o diferență notabilă de făcut. Se întâlnește și astăzi, dar astăzi să zicem că amestecul e mai permisiv. Altă dată nu pomenea neam țăranul să mănânce ce mânca boierul și de multe ori nici viceversa. Nu degeaba guta este boala nobilimii, în timp ce țăranul, eu nu o să o niciodată formula pe care am auzit-o la Vintilă Mihăilescu, era asta, acest vegetarian fără voie. Că nu-și permite... Mama are 81 de ani. Și vreau să spun că am întrebat-o de numărate ori în copilăria ei ce mânca. O dată pe săptămână, duminica, eventual se putea mânca niște carne. Da, să te ia o pasăre cel mai adesea, exact. Și asta era... În rest nu exista fructe din copac, legume din... Porcul de Crăciun se drămuia cu o eficiență care îl făcea să dureze până spre vară, dacă nu și mai bine. Da. Și bă, întotdeauna predomina untura în locul cărnii, că era ideea de calorie, să ai ce să ardă. Astăzi o luăm exact invers. A rămas predominanța calorică, nu mai existând arderea calorică necesară ca să cheltuiești energia asta. Nu mai mergem să dăm cu sapa sau cu coasa, dar trebuie să mergem la sală. Da, dăm bani să munci. E un pic inversul societății.
Eu asta o știu să fie, până asta eu datorez cărții doamnei Aurora Nicolau, mai cunoscută drept Chiera Calița, jupăneasa de la Jariștea. Okay. Dumnezeu a strâns în literatura memorialistică pe care a alcătuit-o și asemenea mențiuni, după care se mulțesc foarte mult abia spre secolul XIX. Sunt celebrea boierească a lui Cogălnicianu și a lui Negruții, unde se vede clar, ăștia sunt băieți fair play și de multe ori și explică pe ce, că asta e rețetă leșească, adică poloneză, asta e rusească, că de exemplu dau o rețetă de borș, dar borș, asta e o treabă care probabil că la noi n-am întâlnit-o în altă parte, faptul că noi desemnăm cu borș, cel puțin în zona Munteniei, nu ciorba propriu-zisă, nu fiertura, ci lichidul folosit la acrire, făcut din uști, din resturi cerealiere fermentate. Uite, tocmai mă uitam acum pentru că, da, există o carte de bucate tot așa pe la 1849 a Mariei Maurer. Da, și... nu se confunda cu Maurer, prim-ministru. 100 de ani mai târziu, da. Nu ne interesează. Și pe la 1871 e Caterina Steriade. Da. Adică, într-adevăr, carce secolul XIX... Carce gospodinelor, nu știu cum, așa se intitulează minunea aia. Și la începutul secolului trecut, o carte a Maria General Dobrescu, da, care a fost șefa internatelor și care a scris o carte de bucate ca acele bucate să se servească în internatele de fete din România. Deci, practic, ușor, ușor, se cristalizează ceea ce noi astăzi nu vrem să numim gastronomie românească. Corect. Care vine, normal, cu influențe din diverse zone. Mai merită menționată în secolul XIX, deși e mai degrabă o treabă de bibliofil ăsta decât de bucătar. Dictatura gastronomică a lui Constantin Bacalbașa. Da, ăsta fiind ziarist, okay, adună rețete. E interesant că ele prezintă și comparat. Spune, uite, micul se poate face așa, dar uite, am întâlnit în partea asta altă unde se face altfel. La el am întâlnit prima oară rețeta cu băgat de fulgi de gheață sau cu ținut carnea pentru mic la gheață întâi, ca să se lege și el scoate bicarbonatul. Din punctul meu de vedere, arobila albă. Mie îmi plac micii, dar în general nu mă ating de ei, tocmai din cauza bicarbonatului. Păi da, dar fără bicarbonat ne ducem în tocatura pentru chiftele. Da. Adică mâncăm niște chiftele care... Mai rulate, mai... Bun, iară, diferența sensibilă între pârjoale și chiftele, că astăzi am întâlnit impresia că e același lucru, ori nici pe departe n-ar fi chiar același lucru. Nu, probabil că nu e numai de formă și de modul în care sunt făcute, ci și de componență. Adică pârjoalele moldovenești la mine acasă erau niște imensități. Altfel nu-și merită apelativ. E destul de simplu și așa care mai avem și repartiție cumva zonală, unde e mai des întâlnită mâncarea. Chifteaua o întâlnești cu precădere în zona Muntenii. Ok. Cum mai rar întâlnești la fel sărmăluțe în foi de viță în nordul țării. La fel nu prea întâlnești, acrelile sunt mai mult încoace cu cât te duci mai spre nord, mai ales spre Transilvania. Acolo e dulce. Da, dispare acreala. Mi-aduc aminte șocul meu cultural în Banat când mi s-au servit sarmale de post, dar cu stafide. Și nu m-a prevenit nimeni, vezi că au stafide. Erau acele sarmale boierești, așa zis, boierești, de post, pentru că oricum stafidele nu le găseai chiar la drumul mare. Exact. Cu mămăligă boierească e destul de simplu. În loc de apă, pui lapte. Da. Și așa e zis în felul ăsta. Sunt multe variațiuni, tocmai mai simplu ca să explici gastronomie românească este să explici ce e gastronomie. Că cum se ajunge acolo, că e în funcție de influențele pe care le-am menționat, e în funcție de clasa socială, că nu degeaba avem expresia știe țăranul ce-i șofranul. Da. Erau anumite lucruri care erau inaccesibile prin însăși... Și erau mult prea delicate pentru gustul țăranului efectiv. Ceea ce dă și viceversa, ceea ce a subliniat Păstorel, s-a făcut difuzorul tendinței astea care exista de mult, spunându-se că asta în București, în Bucureștiul probabil cel mai dezvoltat gastronomic ăla din Interbelic, ai două variante. Fie te scrobești, te îmbraci la guler înalt, îți pui papion și te duci într-un restaurant de lux unde mănânci niște creveți leșinați pe trei frunze de salată și ți se dă un viu în acru de nu-l poți bea. Sau te lași la ținută mai comodă și te înfunzi într-una din grădinile de vară ale orașului, unde poți să frigi trei porții de ciorbă de burtă fierbinte, pe care musai să le stingi cu trei țap de bere și să le piști și cu cinci ardeiuți și în felul ăsta să-ți închei liniștit seara. Iar Păstorel spune mai pe scurt, nu te apuca să ceri mici la cap și acum nu e recomandat să ceri cozi de creveți la leu și cârnatul.
Asta ține de mai degrabă de o cultură gastronomică. Ești foarte bine pregătit, văd, și din punct de vedere, cum se vede din punct de literă. Să nu spui că asta ți-ai notat acolo. Le-am mai pus pe aici, știi cum e, când nu mai dormim noaptea, nu mai așa, stai mă să nu mai gândesc ce ai cel mai întrebat, Damian. Din punct de vedere gastronomic, nu, gastronomia românească, în literatura românească. Pentru că, inevitabil, de la păstorul care a scris gastronomicele și o gălăgie de epigrame. La păstorul avem două manuale, chiar pe a doua am adus-o. Nu sunt gastronomicele, sunt de reculinarie. El a avut rubrică de cronică gastronomică, da. Îmi scapă numele ziarului, nici nu mai contează, pentru că oricum tipăriturile de presă mai vechi sunt colecționate în volume și pastea le întâlnești astăzi, nu mai stai să răsfoiești ăla. De menționat că Păstorel este omul care o lansează pe Sanda Marin, pe cea care a fost vreme de generație, cred că de pe la bunicii. Cred că în continuare este o carte de referință de bucate. Și am avut și foarte multe dispute în care unii spuneau că Sanda Marin de fapt e o doamnă, că Marin era numele de familie, alții că era un bărbat și că Sanda era numele de familie. Deci... Nu e singurul caz de carte foarte popularizată unde apare misterul, bă, dar cine dracu a scris-o de fapt pe asta? Că Sanda Marin e pe buzele tuturor și l-am dat, bă, dar cine a fost Sanda Marin? Dar majoritatea astăzi concluzionează că este vorba de un personaj real. Până la urmă, ce știa și ce nu știa să gătească ea propriu-zis, mai puțin contează, până la urmă este aceeași diferență între bun jucător, bun antrenor sau diferența între cercetător și profesor, că nu întotdeauna cine știe, știe să și transmită celorlalți. Da, eu nu am o problemă cu rețetele, pentru că rețetele sunt orientative. Eu sunt în stare să dau oricărui om o rețetă a unui produs de la mine din restaurant și dacă o dau la 10 oameni, să zicem, iese de 10 ori. Vom avea 10 feluri de mâncare diferite. E atât de simplu. Paul Emil Miclescu e un arhitect român care a locuit aproape de voi, pe Mendeleev, okay. Dar în perioada când nu erau blocuri pe stradă, povestește din amintirile mamei lui. Mama lui, Alexandrina Miclescu, era născută în 1859, deci mai prinsese încă vechile curs boierești. Când mă refer la vechile curs boierești, sunt alea dinainte de expropriere, când aveai mai mulți oameni decât aveai ce să faci cu ei. Așadar, toată lumea trebuia să aibă acolo o funcție, în schimb, pentru că pătrunde franțuzismul în influențele culturale românești, începe să se creeze dorința asta de a avea bucătar. Acum, bucătar aveau dintotdeauna, dar ea prinde momentul când încă mai e un bucătar țigan, pentru că era o profesie eminamente făcută de robii țigani, eu aici nu spun nimic cu caracter tendențios. Nu am niciun fel de problemă. Nu, mă refer și pentru cine urmărește. Nu mă refer eu depreciativ oameni, doar afirm o realitate din istorie. Așa, și apare și monsieur, care știa să facă rețete franțuzești și pe de-o parte asta Paul Emil Miclescu ne spune preferința netă a majorității pentru ceea ce gătea bucătarul țigan. Bucătar țigan care avea și fizionomia tipică de un burtoi lat cât roata carului, le avea foarte mult și cu plosca și de la un moment încolo nu te mai înțelegeai cu ei, de multe ori cu el slujnicele refuzau să mai lucreze că devenea violent și începea să le alerge cu polonicul, dar că la nunta mamei sale, ăsta a ținut musai să-i facă tort de nuntă și toată lumea îl credea în comă alcoolică. Și a reușit să vină cu tortul făcând scandal că dacă nu-l primește îl zvântă pe mosiu cu bătaia. Și pe urmă spune cât de încântată, toată lumea credea că o să iasă o chestie oribilă pentru că fiind în stare de ebrietate nu le mai potrivește. Ăsta îl face o chestie de rămâne toată lumea bușbe, ca să dăm în filiera franțuzească, după care mama lui proaspăt sosită, că era curtea boierească a lui socrăsu, proaspăt sosită acolo cu educație de pensiune, zice, dar Lazare, că Lazar îl chema, dar să-mi dați rețeta. La care ăsta odată să-i văzu fâstăcindu-se, roșind, încercând să-i exprime că coniță, eu le potrivesc după cum le pun la ochi, dar nu știu ca să ți le spun așa ca în cărțile lui Matale. Adică omul era cumva cu o educație, devenise instinctiv la el gestul de a găti și înțelegea pur și simplu cu un mecanism aproape automat ce rezultă combinând diferite ingrediente. Asta e o maestrie care și astăzi este valabilă. Să ne înțelegem asupra acestui lucru. Realitatea este că bucătari, poate chiar și francezi, au existat de-a lungul timpului în părțile astea, fără doar și poate. Inclusiv Constantin Brâncoveanu. Exact, asta vreau să zic. Constantin Brâncoveanu avea bucătar așa. Țarul Petru cel Mare a avut bucătar
francez care a și creat celebra salată rusească. Ceva ce nu prea convine astăzi. Cum a ajuns la noi prima influența franțuzească? Simplu, prin Rusia. Prin Rusia, da. Nu că Rusia ar fi dorit lucrul ăsta, dar Rusia se occidentalizase cu 100 și ceva de ani înaintea noastră, elita rusească, și aia a venit încoace. Că era oricum și mai apropiată. Da. Iar tinerii noștri care s-au dus la Paris, așa, s-au făcut undeva în a doua parte a secolului, în special în partea a doua a secolului 19. Exact. Adică le încurcam secolele. Așa, ca să nu sărim dimensiunea, că asta mi-a zis dimensiuni literare și l-am zis pe ăsta, pe Paul Emil Biclescu, nu vine acum în minte un titlu în afară de Păstorel Teodoreanu care să fie dedicat exclusiv mâncării în literatura română. Exact cum a fost și subiectul de astăzi, le cauți le găsești umblând pe acolo. De exemplu, culmea, cea mai bună definiție a sarmalei n-am găsit-o la Păstorel Teodoreanu, ci la fratesu. Bun, Păstorel are celebra oda a sarmalei, o recită magistral Alexandru Giugaru, se păstrează pe YouTube. Am citit-o tot pe Google. Un mâncău să citească ce a scris un gurmand. E delicios. Și într-adevăr, e chiar o chestie pe care toți ar trebui să o știm, sau măcar părți din ea. Frate, sunt schimb Ionel Teodoreanu, ăștia-s crescuți la Dorohoi. Dă cea mai bună descriere a sarmalei moldovenești, exprimând și un vârf gastronomic moldovenesc, sarmaua cu piept de gâscă. Aparent asta e cea mai nobilă carne în viziunea bucătăriei moldovenești, eu spun ce a scris el. Da, da, da. Așa, cu pieptul de gâscă atât de bine fiert, atât de bine pregătit, încât să ajungă exact precum pepenele galben dobrogean, să-ți se topească pe cerul gurii, să nu necesite masticație, iar arta la sarmaua asta fiind din potrivă altora să fie făcute cât de mici se poate. Cu foaie de viță de vie sau din câte am văzut eu, tu, el zice de varză acolo. De varză. Zice de varză și spune că asta ar fi, de exemplu, chintesența gastronomiei moldovenești. Asta ar fi vârful ei. Un om cu care face dese referințe și se vedea pe el că vorbea din experiență era Mihail Sadoveanu. La Mihail Sadoveanu, hanul ancuței găsești, dar sunt voalate, adică nu intră în detalii. El spune mai repede cum se mânca, nu cum se gătea. Dar mai găsești răsfirate, găsești mai multe din aia care spun amintiri cu Sadoveanu. Sadoveanu, aici discutăm strict pe latura de gurmand, nu de caracterul moral al omului, că există mai multe feluri de grași. Există grașii de cantitate care nu contează. Pâine cu salam, pâine cu salam, dă-i până mâine. Și există într-adevăr grașii de consumație, care se îngrașă că și aia arată bine, și aia arată bine, dar să încerc și pe aia. Era mai degrabă gras de consumație. Adică lacom, nimic de spus, dar totuși cu gust variat. M-am gândit la altă parte a caracterului moral al lui Sadoveanu, pentru că el de un este considerat chiar a fi trădător. Păi și clar asta. Adică ce cânta Jean Moscopol cu guvernul comunist, ești graș și lat în ceafă de la comuniști, ai lafă dacă scrii pentru dușmanul și te cheamă Sadoveanu. Da, okay. Era reală. Adică, aici nu cap pe discuție, dar asta nu înseamnă că trimiți un om la index în momentul când unul e condamnabil pe un aspect, nu mai înveți nimic despre el. Adevărul este că toată opera lui pe care noi am studiat-o e scrisă înainte de perioada comunistă. Unul la mână, doi la mână, poate să fie scrisă și atunci. Dacă unul îți descoperă un leac, un tratament și el e un criminal de război, ce faci? Nu folosești tratamentul că l-a descoperit ăla? Ba da. Bun, dar la Sadoveanu avem niște relatări ale celor care merg cu el la mese și omul știa, era renumit că știa foarte bine unde să mănâncă. Bine. Bine. Așa, și avea, de exemplu, o cârciumă pe vechea stradă Scaune. Aici mai ține și de tradiția locului. 10 scaune? Nu la 10 mese. Sau 10 mese. Nu 10, aia e spre obor. Da. Strada, vechea stradă Scaune este actuala stradă Nicu Filipescu, care intersectează Batiștei. Aha, okay. Și care trecea spre Mahalaua Scaune, scaune fiind ce? Nu sunt scaune astea pe care stăm noi, sunt scaunele de carne. Acolo era cartierul măcelarilor. Și scaunul, de fapt, era butucul pe care casapul și parcela cărnița. Era simplu de ce erau acolo. Înainte trecea un pârâu prin zona aia, Bucureștioara se chema, care se vărsa în Dâmbovița un pic mai sus de Unirii. Și foloseau pârâul ăla ca să-și spele rezidurile, că asta era un dat unul care plânge Bucureștioara, că mai sus trece pe la Săpunari, își varsă ea toate mizerile prin ea, după aia trece și pe la casapi. Și evident, unde erau casapi, acolo se găseau cârciumile de lux de altă dată, adică zahanalele. Asta e gustul turcesc. Aici o fi consumat noi și înainte, nu zic ba,
Dar la turci există treaba asta că delicatesa pe carmangerie este organul, pentru organul este ăla care se strică cel mai repede. Deci dacă nu e proaspăt, degeaba și nici nu prea ai cum să-l conservi, spre deosebire de carnea macră. Și acolo se găsea o asemenea cărciumi. În momentul ăsta îmi scapă numele acelei cărciumi. Ceea ce contează foarte mult e faptul că n-avea firmă cărciuma. Pentru că era atât de celebră încât n-avea mese pentru câți ar fi vrut să meargă acolo. Omului ăla îi convenea mai degrabă anonimatul decât publicitatea. Sadoveanu fiind un obișnuit al casei care intra și știa întotdeauna ce să ceară și pe urmă explică comeseanului că în primul rând ca să fii bun grătar agiu vis-a-vis de grătar trebuie să fii întâi bun măcelar. Că dacă nu știi cum o tai și nu știi ce iei, habar n-ai mai departe cum să o dregi. Adevărul este că noi astăzi ne-am cam dezobișnuit să mâncăm organe, din nefericire. Eu recunosc că nici nu am mai văzut cârciumi și produse de genul ăsta, dar într-adevăr, acum ceva vreme, ele reprezentau o delicatesă. Eu sunt mare amator până astăzi. E adevărat că sunt unele mai pretențioase cum sunt rinichii, unde dacă n-ai fost atent, mult succes să-i mai mănânci după aia. Dar și din punct de vedere nutrițional conțin mult mai multe minerale, mult mai multe substanțe bune decât conține carnea macră. Și să mai fie vorba între noi și la preț să simte diferența. Că mai nou Vita, am impresia că încearcă să concureze cocaina, nu știu de ce, dar au niște prețuri uneori de zici Dumnezeule, dar unde ați ținut vaca aia? Ați dat-o la Oxford întâi, că tot e. Oxford chiar înseamnă vadul boilor, adică la un moment dat cred că există un Oxford și pentru bovin. Ok. Așa. Sadoveanu pentru asta era recunoscut, că știa și să le găsească și cum să gătesc. La Sadoveanu e chiar ciclu complet. Vânător pasionat, pescar pasionat, adică știe de la cum să iau. E foarte interesantă, de exemplu, tradiția la fel, absente aproape total pe piața astăzi, restaurantele cu specific vânătoresc. Cu real specific vânătoresc. Nu... Pentru că nu prea mai încredere că o să găsești carnea respectivă. Odată sunt și niște criterii de ordin etic acum vis-a-vis de vânătoare și nu, probabil că nu o să ai cea mai bună acoperire pe piață, dar anumite soiuri de păsări de vânat, majoritatea dintre ele, trebuiau lăsate până aproape să devină putrede, ca să poată fi gătite cum trebuie, pentru că principalul lucru la carnea de vânat este că nu se scurge sângele din ea, că pe aia o împuști. Și degeaba după aia mai gâtul mai cu tare, că rămâne din sânge în carne, nu-i tot aia cu carnea de pasăre domestică. Și atunci exista la fel o altă tehnică de preparare. Ăsta ar fi Mihail Sadoveanu, cine iară prezintă, dar mai degrabă din perspectiva gurmandului decât a celui care gătește propriu-zis, este Ion Creangă. E exact aceeași chestiune, fiind mare mâncău. De data asta e adevărat că înclină mai mult spre cantitate decât spre calitate. Da, îi plăcea să stea și la șpriț cu Eminescu în celebra Bolta Rece din Iași. La Ion Creangă nu mai știu cine notează chestia asta, dar ne notează meniul lui Creangă de la o masă și te sperii. Într-adevăr că e o găină găită în țiglă, în ceramică. Acolo nici nu e nevoie să menționez, dar menționez eu pentru cei de astăzi. Găina era împănată în untură, nu o făceai așa în suc propriu. O oală de sarmale e alături. Sunt 3 litri de vin puși acolo și mai are niște colțunași ceva. Asta e o masă. Adică pentru noi scrie urgențe pe tine. Mă rog, nu vorbesc sigur, de, pe mine, da. Nu vorbesc de campioni, dar așa în general vorbind, nu e exact genul de alimentație echilibrată pe care l-ai vrea. Și mai există tot așa descrieri, mai ales în literatura, să zicem, memorialistică. Chiar mi-am adus două. Le-am adus cât de opuse le-am găsit cu putință. Unul este principalul monograf al Căii Victoriei, Gheorghe Cruțescu, Podul Mogoșoaie. Podul Mogoșoaie ne descrie un alt tip. Ăsta tehnic e magazin, dar el face parte din industria ospitalității și din gastronomie, pentru că este băcănia unde se serveau aperitivele. Unde la prânz era ora încetățenită să iei un pic de pauză, ce frumos să trăiai altădată, să te duci să iei o gustărică. Noi de acolo am căpătat obiceiul, mă rog, de fapt ilustrează obiceiul mezelicului, pe care noi acum îl includem în masă, ceea ce nu e cea mai inteligentă mișcare posibilă. Unul că te anulează pentru felurile următoare, că alea sunt destul de proteice la început, o icră, un babic, un cutare. Da. Doi la mână că simți la finalul mesei când i-ai dat ficatului din toate părțile. Dar mă rog, descrierea unei băcănii de lux, într-adevăr, de pe Calea Victoriei este următoarea. Mistreți și căprioare atârnați întregi la prag,
cu mormane de iepuri și de potârnichi, cu chisele de icre, sunt niște boluri mai mari, pentru că exista moda icrelor moi la vremea aceea, cu teșgheaua cu aperitive, armonioasă ca o natură moartă olandeză, cu băieților atât de sprinteni care jonglează cu șprițurile și umplu dintr-o singură mișcare doi țapi, un amalfi și niște peline cu sifon. Întotdeauna m-a intrigat și poate pe vremea aceea nu exista sistemul de refrigerare de astăzi. Nu, nici poveste. Și cu toate astea se aduceau anumite produse din zona orientală mai îndepărtată. Adică acest comerț exista. Sau chiar și într-o prăvălie bucureșteană care poate vara aveai, era cam cald, totuși preparatele nu se stricau. Cum se întâmplau lucrurile? Întotdeauna m-am întrebat. Odată e totuși o orientare destul de clară a comerciantului, a patronului vis-a-vis de produsele care nu sunt chiar primele în ordinea prinsabilității. Avem, de exemplu, în secolul XVIII, cel unul dintre cei mai mari negustori români, Hagi Dimitrie, omul organizează o rețea de comerț mobil. Avea căruțe cu covilitiri imense care mergeau până țară să vândă și care aveau, măcar pentru alimentația negustorii, dacă nu să vândă mai departe, și alimente. Oricam toate astea erau ori în saramură, ori afumate, ori uscate la vânt, caz în care multe dintre ele chiar devin aproape neperisabile. Asta nu e o invenție de dată recentă. Mongolii au până astăzi, eu n-am crezut până am văzut-o, carnea uscată la vânt fără să-i facă absolut nimic, până când o pot pisa, o fac praf. Și gluma mongolului a fost poți să mănânci de asta și după timpul lui Chinggis Khan, că e exact la fel. Deci odată erau totuși măsuri de prezervare a alimentelor. Tradițional ar fi asta, uscarea la aer, uscarea la fum și sărarea, saramura. În al doilea rând, totuși aveam o formă de refrigerare, aveam ghețăriile, care astăzi au dispărut aproape cu totul, că nu-și mai au rostul. Eu mi-aduc aminte în satul bunicii mele materne, că era o vale la un moment dat către capăt, e Brăneștiul din Ilfov. Înspre pădurea Puznicu, erau ca un soi de groapă unde se spunea să nu ne ducem, n-am înțeles niciodată de ce, că e la ghețărie acolo. Da, asta exista, pentru că să ne aducem aminte că ăsta, Castelul Peleș și Pelișorul au instalații de aer condiționat în care se punea un calup mare de gheață, da. Da, și un ventilator sufla aer în el până... Asta nu-i de ieri, de la altă ieri, adică existau zone montane, în o perioadă când și temperaturile erau un pic mai scăzute și vara, de unde se putea scoate gheață și în perioada de vară. Exista un comerț cu gheață, băgate sub paie, izolate termic pe cât de bine se poate, chiar e posibil ca un bloc masiv de gheață să-ți ajungă până în oraș. Că altfel n-ai avea de unde să înțelegi faptul că șerbetul fanariot, când ți se servea de lux, ți se servea cu fulgi de gheață. Șerbetul nu e ceea ce știm noi astăzi, pelteaua aia gelatinoasă, era sirop la vremea respectivă și se servea ca o sui de granizadă. Aha. Dacă n-aveai fulgi de gheață, dacă îl serveai cu fulgi de gheață, era clar că aveai gheață la îndemână undeva. Și marile prăvării ori erau locuri din astea colective unde se făceau gropi cu gheață și unde se puteau păstra alimentele. Treabă care a rămas în vogă până în interbelic, pentru că primele frigidere n-au fost frigidere în sensul de astăzi al cuvântului, ci erau dulapuri de gheață. Erau tot așa locuri care izolau termic foarte bine și atât ce băgai gheață în ele, alea puteau să-ți păstreze alimentele. Nu-i cazul pentru băcănii. Nu. Deci la ăștia era odată buna prezervare a alimentelor. Conserva apare tot în secolul XIX și asta ușurează foarte mult. Băcăniile englezești cel puțin au făcut legendă când au apărut conservele. Ăștia s-au umplut de marfă care putea să dureze ani de zile. De multe ori cădea eticheta și era la ghici. Erau experți care știau să scuture conserva, să-ți spună, bă, aici sunt piersici, nu-i bun de ciorbă. Dar stai că-ți mai caut un pic și găsim și niște coadă de bou sau ceva de genul ăsta ca să facem. Și a doua oară era maniera asta de păstrare. Bun. O spun mai mulți memorialiști și e reală că nici normele de igienă nu erau chiar... Nu, și dacă n-aveai noroc, asta nu, m-am exprimat greșit, trebuia să mă opresc, dar nu erau. Să pun un punct. E o descriere a unui local de mahala bucureșteană. Bun, mahala înseamnă cartier. Dacă îmi spui local de mahala în București, altfel, e local de la periferie, cârciumă populară, astăzi ar fi, nu știu, să-i dau un echivalent. O cârciumă dintr-un cartier oarecare mai des... Nu știu dacă mai există atât de multe care să corespundă descrierii astea. Bun.
Exact, în contextul de atunci, nu. Dar și contextul s-a schimbat total. Adică faptul că ești la marginea unui oraș precum București nu înseamnă că acel cartier trebuie să fie sărăcăcios sau ba din contra. Astăzi a rămas cumva că mănânci prost. Acolo nu era musai să mănânci prost, acolo era doar nepretențios, adică nu găseai același chestii ca în centru. Nu găseai fața de masă, da, scrobită, nu găseai ospătarul ăla... te ziceai că vine de la Palatul Regal. Bine, sau... ce vrea băieții să mai întâmplă și astăzi. Da, vis-a-vis de servire. Am înțeles. Dar e o descriere asta cu muștele roind în voie pe cârnații și pe babicii atârnați de o grindă, cu geamurile cu o culoare îndoielnică, să spunem, și cu bucătăria unde stăteau toate amestecate și chiar se considera că e mai gustoasă mâncarea, că n-au spălat ceaunul de pe vremea lui bunica. Astea erau fapt divers și nici măcar nu existau oameni care să strâmbe din nas vis-a-vis de maniera asta de servire. Ceea ce nu e neapărat un lucru bun. Acum nu e chiar așa. Uite, eu m-am mai plimbat așa prin zone ale lumii în care nu există nicio urmă de HACCP sau, zic, Brazilia, spun China, Thailanda, unde mâncarea de pe stradă, eram cu prieteni, ziceam, bă, nu mânca, o să mori. Și am zis, hai să vedem. Și era extraordinar de gustoasă. Condițiile în care se gătea, groaznice. Bine, aici intervine un alt factor, rulajul. Când ai vad și vinzi, tu poate n-ai cea mai mare grijă, dar n-apucă aia să se strice. Ăsta este exemplu în Scoția. Acum 2 luni, am și făcut niște fotografii și niște filmulețe. Deci, cred că DSV-ul nostru i-ar fi băgat și la pușcărie pe aia care lucrau acolo. Era un dezastru. Dar era un soi de fast food cu coadă. Deci să vezi un fast food în care în permanență să fie 20 de oameni la coadă de la 10 dimineața până la 5 când se închide și ăia să vândă într-una, erau vreo 20 de oameni în interiorul acelei tonete, nici nu știu ce să-i spun, da? Și n-aveau mâini să lucreze, să prepare și să vândă mai departe. N-aveai timp să faci curățenie, nu conta că totul era ruginit, că nu... Deci, noi nu mai vedem asta și credem că, vai de mine, ne infectăm, dar până la urmă nu e chiar așa. Nu. Sunt chestiuni sensibile, dar astăzi suntem foarte sensibili la formă. Să ți se prezintă totul, dacă se poate, mai degrabă ca sală de operație, nu ca local de servire. Nu s-a adeptul nici la... ducerii în extrema cealaltă, unde într-adevăr se simțea în schimb mai grav lipsa asta de regulamente, era la băutură. M-a ajuns aleanu, jalea și cu chinu să vă fie anul cum vă fi și vinul. Dă Doamne, ani întregi de chin crâșmarilor care preschimbă apa în vin. Aici, întotdeauna omul și nu doar în România a încercat să facă o mică hoțomânie. Și înainte să spunem de România, pot să aduc aminte de acum vreo 5 ani de zile când a fost un mare scandal în Franța, când niște vinuri chiar din regiunea Châteauneuf-du-Pape, negociantul le-a schimbat eticheta de la 9, a pus-o pe vinul de 9 euro a pus eticheta de 19, pe vinul de 19 a pus eticheta de 22. Frumos. Dar până s-a prins concurența și acolo treaba asta e penală. Nu știu ce s-a întâmplat, dar scandalul a izbucnit. Frumos, în schimb, de remarcat asta, că e o țară conștientă de industrie viticolă și atunci nici nu prea lasă să faci tu... Nu, dar ne putem gândi că dacă în ziua de astăzi se întâmplă astfel de lucruri, acum 100 de ani sau 150, evident că se putea întâmpla. Aici e o etimologie care e reală. Cuvântul șmecher. Uh-huh. Din germanul schmecken, a gusta, degustătorii de vin pe care îi luau negustorii sași. Ei crescând, trăind, venind dintr-o zonă unde, mă rog, există cultură viticolă și acolo, dar nu-i comparabilă cu zona de Podgorie de la sud, fiind îmbătați cel mai adesea de negustorii de profil, care le dădeau vin bun cât timp îl consumau ei pe loc, după care le băgau o poșircă în butoaie și hai drum bun. E, șmecherul care știa ce pune acolo nu prea putea fi tras de... Da. Mustăți pe tema asta. Hai să sărim puțin într-o altă zonă. Tu ai o formație teologică. Da, cumva contradispusă discuții de astăzi. Nu. Eu cred că o foarte bună categorie de gastronomie se întâmplă în mănăstiri. Da. Și cum, ce înseamnă de fapt mâncarea de post, care este rolul ei din punct de vedere
teologică. Aș vrea, dacă nu te superi puțin în zona asta, mai ales de ce pentru că... Nu sunt eu cel mai bun exemplu pentru post, dar... Hai să vedem, măcar teoretic avem niște... Este chiar o regulă învățată la omiletică, la arta predicii, că este bine să adaptezi un pic discursul propriei persoane. Dacă dezvolți o statură mai rubicondă, este bine să nu insiști foarte tare pe partea cu postul și abstinența. Că nu ajută decorul cu susținerea ideii. Nu putem vorbi de post, că și eu dacă mă uit în oglindă văd, de abstinență în secunda când sunt cu sticla în mână, nu se poate. Tocmai. Dar cu toate astea, uneori e bine să faci ce zice preotul. Aici chiar riscăm să deviem discuția, că nu sunt de acord cu vorba asta. Okay. Bun. Încep prin a sublinia faptul că e de curând o inițiativă a TV Trinitas. Au publicat o serie pe YouTube cu o bucătărie mănăstirească, dar care îți arată cum se gătește, nu îți prezintă doar produsul finit. Din punct de vedere gastronomic, n-are a face. Din potrivă, de-aia avem până astăzi dezlegările la un de lemn. Un de lemn, din orice zonă ai veni, e de post, că ai ulei, de ulei vegetal. Doar că ideea generală teologică a postului este că e bine să nu exagerezi nici cu gustul bucatelor. Adică în post este bine să mănânci cât mai aproape de forma lor naturală, dacă se poate, chiar ca atare. Să n-ai bucuria. Să n-ai pofta. Să n-ai pofta. Care aduce bucuria de consum, tocmai să pentru că noi avem pofta. Da. Și pentru cele care ne ascultă. Am subliniat dinainte. A. Da, mie nu, eu nu sunt de acord cu ipostaza asta de privitor la consum. Și dacă vrei să-mi termin instant expunerea, ori să-mi dai un miros pe la nas, ori să mănânci ceva în fața mea. Atunci s-a dus orice soi de concentrare. Bun. Deci lăsăm, nu punem și platou cu niște mizelicuri. Nu. Mie mi se întâmplă la propriu pe stradă să am mici scurte accese de schizofrenie. Când știu că trec pe lângă ceva care miroase gustos, îmi trag singur o palmă după ceafă. Mergi. Avansează. Nu vira. Adică chestia aia că te ia de nasa și, da, și te duce... Da, probabil că la mine olfactivul e cel mai periculos dintre toate. Așa se explică de ce unii oameni care vând parfumuri pentru industria de restaurant au parfumuri odorizante pentru încăperi, cu miros de cafea, de pâine caldă, de diverse lucruri, inclusiv există cu miros de friptură. Deci mi se pare impresionant. Nu știu dacă a rămas pe filmare cu domnul Sorin Constantinescu în Istanbul, avem un moment când se rupe filmarea asta la Patriarhie Ecumenică, că am trecut prin o brutărie, care tocmai în momentul ăla scotea niște pâine caldă și s-a încheiat. Sau e gruma cu bătrânul care de bătrânețe bolește, dă să moară pe patul de suferință și care îi vine brusc un miros de sarmale. Și căpătând așa puteri pe ultima sută, se ridică alene din pat și o ia spre bucătărie, vede oala cu sarmalea burind, întinde mâna și vede mâna nevestei. Ia mâna că-s pentru pomană. Așa, dar să revenim. Teologic vorbind, chiar nu are de-a face treaba cu gastronomia, cu ceea ce se prepară în post. În post se caută, cum am spus, să se dea mâncare cât mai apropiată de natură și se subliniază tocmai ideea că nu ești doar corp, că poți să reziști și cu cât mai puțină mâncare. Un fost patriarh al Serbiei, Pavle, e contemporan cu noi, a murit prin 2009, propus mi se pare pentru canonizare sau oricum. A fost atunci. Așa, da? Nu, istoric ești contemporan cu noi când ai trăit pe undeva pe unde am trăit și noi. Avea la un moment dat o doctrină vis-a-vis de viețuirea călugărească care spunea că poți să reziști cu 3 măsline. N-am încercat să o pun în practică, dar el spunea că dacă mănânci 3 măsline pe zi, e suficient ca să te descurci. Păi, acum există postul negru. Da. Fără cele 3 măsline. Bun, la o discuție despre gastronomie nu înțeleg ce să discutăm cu postul negru. Aia este tocmai finalul gastronomiei. Bun, unde vine atracția pentru bucatele mănăstirești? Păi este ceea ce poate fi găsită, putea fi găsită cel puțin și la popota militară, mâncarea la ceaun. Okay. E o regulă universală, aici nu sunt eu gastronom de profesie, dar am găsit-o unanim recunoscută, unde se gătește în cantități mari, automat și gustul e mai bun, de asta a rămas atracția pentru mâncarea de pomană, dar pomană făcută pe stilul vechi, când se gătea la ceaun pentru tot satul care venea la masă. De-aia a rămas și mâncarea de armată, cât timp nu erau preparate cu totul, expirate, băgate pe acolo, dar e gustoasă și mâncarea mănăstirească. Acum, te-am întrebat pentru că am avut ocazia să mănânc de vreo 2-3 ori în viața asta.
în niște mănăstiri și am rămas plăcut impresionat de faptul că mâncarea a fost extraordinar de gustoasă și variată, adică nu o mâncare de varză și atât, sau o mâncare de fasole. Avantajul mediului mănăstiresc este că, pe de-o parte, ai răgazul necesar ca să inovezi, mă refer în timp, okay, generații. Odată ce ești părintele chelar sau maică chelăreasă, cea care se ocupă cu depozitarea alimentelor, sau când ai ascultare la trapeză, că așa se numește sala de mese a mănăstirii, te cam dedici lucrului ăsta. Sunt destul de multe lucruri care s-au inventat în mănăstire, pornind de la șampanie, bere și fel de fel de preparate. Și erau întotdeauna celebre cămările mănăstirești pentru dulcețurile, zacuștile, conservele de iarnă care se făceau acolo. Și pe de altă parte, pentru bucătăria lor, fiind într-adevăr oameni care se remarcau prin experiență. Pentru că aveau zilnic de-a face, mai ales vechile mănăstiri care aveau cu sutele de viețuitori, acolo într-adevăr trebuia să devii bucătar instinctiv cumva, ca să știi să le potrivești. Eu am încercat să fac această paralelă, de asta am și pus întrebarea, pentru că mi-a trecut așa prin cap că totuși în mediul mănăstiresc poate s-ar fi păstrat și el n-ar fi fost atât de expus exteriorului și influențelor exterioare, și în mediul mănăstiresc ar fi trebuit să se prezerve mai ușor un rețetar, măcar un mod de a mânca, în ideea a ceea ce am tot spus în această discuție, și anume că de cel puțin 200 de ani bucătăria românească ușor s-a creat și există. Da. Mediul bisericesc urmează, în schimb, niște canone care sunt supranaționale, sunt canonele ortodoxe. Între mâncarea de poș și mâncarea de fruct e un divorț net. Și eu cred că principalul motiv pentru care e atât de gustoasă este că se pune accentul pe simplitate. Tocmai că nu se amestecă prea multe ingrediente, nu se schimbă gustul inițial al mâncării și în anumite situații suntem atât de saturați de mâncarea excesiv procesată, încât pur și simplu contactul cu ceva ce e făcut simplu produce extaz. E exact inversul evului mediu, că din Europa apuseană, în schimb, se păstrează rețetare de pe la 1200. Acolo ai rețetele și la un moment dat am avut și ocazia, salutări Adi, dacă urmărește podcastul ăsta, este un domn care se ocupă cu reconstituiri medievale, inclusiv cu reconstituire de bucătărie medievală, unele sunt ridicole. Deci la unele zici că faci rețetă de parfum, aia nu-i mâncare, că baci cu cuișoare și nucșoară și pui cu toptanul condiment în ea până când nu mai are nimic de a face cu gustul firesc al mâncării, dar atunci era o treabă de declarați, de afirmare. Am de unde? Da, da. Că erau scumpe. Și veneau din Orient. Foarte da. Multe condimente veneau din Orient. Adică, dincolo de orice, marile explorări geografice nu au la bază aurul, că au aflat după că e aur pe acolo, au la bază accesul liber la condimente să nu-ți mai vină 10 adaosuri comerciale pe traseu. Dacă ne uităm în Imperiul Roman, drumurile mătăsii, când au descoperit civilizația persană și chineză, Imperiul Roman a explodat civilizațional, inclusiv foști sclavi care au devenit negustori de mirodenie, au devenit dintr-o dată oameni foarte bogați. Da, exact așa e. Deci asta era o declarație, la fel cum o declarație sunt dulciurile orientale excesiv însiropate după gustul majorității, tot la fel, pentru că zahărul era un bun de lux altădată și atunci când puneai în cantitate mare însemna că ai. Dar aici avem o problemă, pentru că zahărul a apărut relativ târziu în evoluția europeană. Da, pentru că cu ce se îndulceau? Cu tot sfeclă sau cu morcov, bănuiesc? Nu, sfecla a intrat târziu. Sfecla care produce zahărul ăla industrial, procesul de rafinare e relativ târziu apărut, în secolul XIX. Okay. Încă mierea, bineînțeles că era substitutul principal, dar în zona Orientului, unde totuși trestia de zahăr nu e atât de departe, adică e accesibilă la a doua, a treia mână, deja în zona mediteraneană poate fi cultivată, mai ales pe malurile sudice ale mării, acolo se folosea chiar zahărul de trestie. Ah, deci exista acest... Da. În bucătăria la fel, sunt păstrate pe la top cap cărți de bucate turcești. Sper să nu zic o gogomanie, dar cred că de pe vremea lui Suleiman Magnificu. Da, clar, la Suleiman Magnificu avem evidența clară că a pătruns cafeaua. Deci turcii n-au băut dintotdeauna cafea. În timpul lui intră cafeaua în tabietul curții, în protocolul curții. Și acolo avem rețete unde se arată clar folosirea zahărului. Am înțeles. Întorcându-ne în piața românească, din punct de vedere gastronomic, în ultimii 50-70 de ani,
sau nu, pe vremea comunistă, crezi că s-a dezvoltat sau a fost un o opreliște a gastronomiei? A fost un dezastru al gastronomiei în perioada comunistă. Nu știu dacă ați remarcat lucrul ăsta, nu mă refer la tine, în general. Nu, dar nu mă refer la faptul că nu se găsea mâncare, că totuși... Nu, uniformizarea în gastronomie este contraproductivă. Adică e frumos la mănăstire, dar acolo nu vorbim de uniformizare, acolo vorbim de o tendință. Ăia țin pe simplitate, majoritatea rețetelor. Dar, în schimb, să uniformizezi rețetare, ingrediente, adică contează, pentru un bucătar, eu nu spun noutăți, spun platitudini. Zahăr e și ăla, zahăr e și ălălalt, sau carne și aia, carne și aia e ălaltă, dar nu iese același lucru dintr-o chestie care a costat 3 lei, că dintr-o chestie care a costat 30 de lei. Garbage in, garbage out. Da, în momentul în care umpli piața numai de rahat, scuzați expresia, n-are de unde să iasă ceva bun. Adică odată penuria, faptul că au dispărut importurile, că anumite produse oricât te-ai strădui, nu sunt de aici, nu sunt endemice. Cu toate astea, cărțile de bucate din vremea respectivă au niște preparate la care noi astăzi nici măcar nu visăm, de la prăpădita aia de știu că umplută. Mă gândesc acum la tot felul filterfish, da. La tot felul de preparate din vânat, din care teoretic în cărțile de bucate existau. Că în ultimii ani comunismului nu a mai existat, asta e altă mâncare de pește, nu acolo vreau să mă duc. Da, aia nu e opera comunismului, aia e o mentalitate socială pe care n-avea cum să o șteargă cu buretele, mai ales cât au trăit cei care aprinseseră maturitatea dinainte. Adică inclusiv un bucătar, Pantiuș, am scapă numele lui, ucrainian de origine, dar a făcut legendă și a lăsat și o carte de bucate. Chiar mi-e ciudă acum că nu-mi vine numele lui de familie, că exista o carte de-a lui în perioada comunistă apărută, și doar că băiatul era școlit la Capșa. La Capșa interbelică, unde restaurantul ăla, într-adevăr, nu degeaba rămâne Capșa numele de referință, probabil că acolo a fost gastronomia cea mai variată și cea mai inovativă într-o anumită perioadă. Și probabil că cea mai la cel mai înalt nivel. Da. Adică probabil că acolo dădea tonul și încercau să se bată cu marile restaurante europene în a face inovații, în a servi. Exact. Dar mergând la nivelul individual, la ceea ce ai spus tu cu cărțile de bucate cu un conținut extrem de variat, eu am memoria directă a bunicii mele, Lucreția Dinculescu, născută în 1931 și educată la școala de fete, la școala pedagogică, unde la vremea aia, în programa de învățământ, era inclusă bucătăria, gătitul. Bunica avea notat rețetarul și îl ținea cu sfințenie. Adică, păi, noi, băi, aici scrie că le fierbi două ore. Două ore le fierbi. Nu se comenta. La foc... La foc mic, la da. Foc, nu conta. Așa era. Așa scrie în rețetarul ăla, așa le faci. Nu se mișcă de acolo. Era o perioadă în când oricum gastronomia era mult mai importantă în ceea ce privește joie de vivre, în frumusețarea vieții. Distracțiile erau relativ mai limitate. E o falsă impresie de multe ori asta. Mai degrabă oamenii știau pe ce să se concentreze. Era totuși o clasă avută sau semi-avută care atunci când obiceiul, dacă invitai pe cineva la masă, atunci trebuia să pui un 20 de preparate. Am adus și chestia asta. Îi mulțumesc amicului Cristi Tomescu că mi-a pus la dispoziție meniul ăsta. Sper să mă descurc execrabil cu tehnologia, dar sper să reușesc să dau de el. Continuăm discuția până ajung eu la el. Discutam de-a lungul timpului faptul că încă din perioada... dinainte de perioada interbelică, inclusiv secolul XIX, dacă vrei să dai o masă, în primul și în primul era o chestie fantastică, socială, ieșai în lume și nu aveai voie să te faci de rușine. Da, pregătirile începeau cu vreo 3 zile înainte, pentru anumite preparate luai avans, să spunem. Da. Culmea, pentru asta nu aveai cum să nu fii din... măcar din zona media societății, dar în principiu trebuia să fii în alta societate a zonei. Și asta mi se părea fantastic, că meniurile de atunci ar face mișto până și de meniurile de Revelion sau de sărbătoare din ziua de astăzi. L-am găsit. O însemnare din... Am încercat să vorbesc ca să îl găsești. Apreciez. 1937 este anul. Și avem pe Dom Pascale, care este totuși negustor, adică nu face parte chiar din clasa cea mai de sus. Este o foaie de zestre, așa, și
ca însemnare alăturată e pur și simplu se descrie, e un soi de listă de cumpărături pentru Crăciunul anului 1937, când domn Pascale, pentru că își mărita fata, a făcut masă și cu cuscrii, a chemat mai multă lume. Avem o masă de 25 decembrie. Întâi se servește domnilor, pregătiți-vă că durează, care se așezau la masa uriașă de 24 de persoane, farfurii de porțelan de Bavaria cu două spade albastre încrucișate și tacâmuri de argint sterling englezești. Primesc alune sărate și țuică de veleni. Doamnele se învârteau pe la bucătării, își pudrau nasul, domnii începeau, dar după aceea și doamnele erau bine dispuse cu mastică de hios. Acum, ca să explicăm, țuica de văleni e o țuică recunoscută pentru calitatea ei, mai ales în interbelic. Și nu foarte tare, 20 exact. De grade. Distinția e destul de netă. Țuică până în 40, palincă peste. Da. Așa, mastica de Chios e un produs endemic insulei Chios, este singurul loc unde crește și doar în partea de sud a insulei, un arbore a cărui rășină dă această mastică, unde am întâlnit păreri ca la ciorba de burtă. Ori o iubești, ori o urăști. La mijloc nu se găsește. O iubești când ești în Grecia, când nu ești în Grecia, nu poți să bei așa ceva. Probabil și așa am descoperit o treabă, să vindești sub formă de bucăți. De bucăți de rășină, da? Care puse în niște băuturi spiritoase mai proaste, le salvează. Că la un moment dat anulează mirosul inițial, anulează și din gust, pot fi servite. Bun. Aperitivul. O umplute cu o pastă al cărei secret s-a pierdut, dar cred că era pe bază de ficat de pasăre, unele poate și cu anșoa, decorate cu frunzulițe de pătrunjel sau murături, roșii umplute cu brânză de vaci de la Olteni, mezeluri, neapărat salam de Sibiu, când chiar era salam de Sibiu, ghiudem, babic, kaiser, 3-4 feluri de brânzeturi, cașcavaluri, camembert. Totul pe platouri mari de alpaca argintată. Asta este cumva chintesența veselei mari. De altă dată, alpaca, care nu e rudă cu lama din munții Peruului, e un aliaj metalic și se argintează... Foarte ușor modelabil. Da, argintul pentru servire este garanția cea mai bună, că nu oxidează, nu produce reacții chimice. Și pe vremea aceea încă se credea, cum probabil este destul de adevărat, că datorită ionilor nu știu de care, ține o igienă a mâncării suplimentare. Așa că notă că ai întrebat de sistemul bisericesc, până astăzi se păstrează tradiția, potirul din care se ia Sfânta Împărtășanie și în general trebuia și lingurița, dacă nu de argint curat, măcar argintate. Știi că de foarte multe ori, și nu vreau să intrăm în polemica asta, dar de foarte multe ori și în spațiu public au fost și mulți contestatari, care au zis, domnule, aceeași linguriță la Împărtășanie dai la zeci, poate sute de oameni și de fapt nu se întâmplă ca oamenii ăia să se îmbolnăvească sau să pățească altceva. Bine, aș sublinia un aspect, că dacă se respectă idealul de viață creștin, nici n-ai de ce să te temi că iei după altul. Am înțeles. Așa. Bun, și urma. Apoi venea marea salată de băf, făcută din maioneză, pregătită în casă cu ouă de la Sărulești și cu un ulei special adus din Albania. Nu ulei de măsline, altceva. Nu se mai știe calitatea în ziua de astăzi. Cu o cruce mare roșie din murături roșii gogoșar, peste maioneză strălucitoare, pâine aveai și albă și neagră, de pe Lizean. Acolo erau, toți aveau faima lor pentru ceva anume în momentul respectiv. Dacă vrei ca masa ta să fie așa, trebuia să te duci într-un anumit loc să-ți iei preparatele. Da. Adică tocmai de asta era o treabă care presupunea câteva zile până strângeai ingredientele necesare. Urmau la rând, tremurând de nerăbdare, piftia de porc și de curcan, cu murături și felii de ou în aspic. De fapt, este din marea clasă a aspicurilor. La noi s-a păstrat cumva așa, săraca și-a pierdut toată familia pe drum. A rămas numai piftia. Aspicurile sunt cu o varietate și mult mai cred mare. Cred că și toba putem să o băgăm acolo. Da, da. Bun, o mică pauză după aperitive. Iarăși doamnele se ridicau de la masă, evacuau farfuriile și platourile folosite ca să apară alte bunătăți. Icre și pescărie. Icre de Manciuria și beluga negre și autohtonele icre de ștucă. Deci un compromis foarte frumos. Cu lămâi frumos tăiate în spirale și la icrele negre se mai adăuga unt de Sinaia, iar localizat, și gălbenuș tare de ou. Anumite referințe nu le mai pricep și eu. Păstorul de Tădoreanu, de exemplu, înjură brânza de Brăila. Ce-o fi fost cu brânza? Probabil că e de asta, de Sibieni făcută la Chitila. Păi lucrurile sunt simple. De exemplu, ca o paranteză, când aveam restaurant la mare și trebuia să organizez niște mese mai, nu mai simt anicoase, dar oamenii veneau și spuneau, vrem brânză de băneasă. Și ziceam, da, mă duc până la București, nici nu știu de brânza de băneasă. Nu, băneasă era o localitate de oieri
care aveau capră și oaie lângă Constanța și aveau o telemea specifică. Da, Băneasa, din păcate, amintește de o Băneasă, este funcția boierească, că există una în Giurgiu, de exemplu. Deci, sunt multe. Da. Bun. Pâine prăjită, deci luată gata prăjită, de la cuptorul de pe 10 mese. Apoi urmau șalou cu maioneză în sos alb de lămâie. Asta e șalou, sos rumulad. Una dintre dovezile că știi să gătești. Pentru că e un pește foarte fragil, poți să-l faci ferfeniță imediat. Se rupe ușor. Da. Și somn la grătar. Și aici începe și marea artă, astăzi iară pierdută, cum asortezi băutura. În primul rând, așa ca să specificăm o treabă, nu o faci din snobism. Există feluri de mâncare pe care o anumită băutură le pune în valoare, precum o altă băutură poate să le anuleze și gust și la un moment dat poate să-ți strice ție și digestia. Dacă încercați să mâncați, de exemplu, ceva gras cu o băutură dulce, mult succes din punctul meu de vedere. Și pe vremea aia nu era încă moda vinurilor seci. Foarte seci. Uite, asta contrazic. Se servea un vin alb sec fetească. Ah, ok. Deci aveau și treaba asta. Încă o pauză. La un moment dat întreba, dar vouă nu vă e foame? Așa că începeau să fie aduse 333 de sarmale. La 24 de oameni. Da. Chiar trebuia să le fie. Așa, a rămas celebră discuția asta din folclorul românesc de cum să pun sarmale. Vrei sarmale? Nu vreau. Hai mă, mamă, că am muncit toată ziua la ele. Mamă, dar nu vreau, dar... Hai mamă, că spune mama numai 4. Nu pune 4, că nu mai am gata, punem 2. Vai mamă, dar la 2 nu m-ați faci poftă. Hai că spun 5. Bă, mamă, dar nu mănânc atâta, că nu poți... Lasă mamă, că mai mănânci, mai ieși și la pachet, hai că spun 7. Mamă, dar nu poți 7 pe cuvântul meu. Și la final le mănânci pe toate. Hai ia 9. Da. Și... La final le mănânci pe toate. Normal. Aia, nu mai știu cine spunea, la sarmale ca și la sărutări nu există număr. Era un om foarte inteligent. Absolut. Și înțelept. Cum vin astea? Bineînțeles, cu mămăliguță făcute de lapte, cu lapte din mălai de moară de piatră. Până astăzi am întâlnit la bătrân chestia asta, mamă, e mălai de moară. E adevărat că e un mălai măcinat mai gros care dă într-adevăr o mămăliguță mai vârtoasă, că nu se prea pomenește la sarmale să ai mămăliguța aia format terci. Pe aia o servești mai mult ca desert cu lapte. Tu știi că eu n-am mai văzut în ziua de astăzi mămăliga aia pe care așa groasă, pe care bunicii mei o rupeau cu, o tăiau cu sfoara, cu sfoara care se ținea în cui. Da, fără niciun fel de probleme. Dar am văzut totuși mălaiul respectiv în județul Caransebeș, și iartă-mă că te-am întrerupt, există o serie de mori de apă care macină cu piatră. Sunt sub egida UNESCO, dar merită văzute măcar așa, ca o chestie care s-a întâmplat. Aia e măcinătura mai dură de care se vorbește. E un principiu simplu, iarăși o treabă care ține de practic. Cu mămăligâța a format terci, n-ai cum să pleci nici la drum, faci în farfurie tocăniță, că se amestecă cu restul, și nu merge servită cu orice. E foarte simplu. Bun. La sarmale mai apăreau pe masă și 2-3 feluri de muștar. Asta m-a depășit. Hrean, asta pot să înțeleg, și alte mirodării de drăz gustul după poftă. Cineva i-a putea lua înaintea sarmalelor, poate te simți anemiat, o ciorbică de perișoare sau o supă de pui. Bun, apoi fără întrerupere apăreau fripturile de porc, curcan și vânat, cartofii prăjiți, pai franțuzește, murăturile de multe feluri, gogonele, castraveți, gogoșari, apoi mici bucățele de cârnat, ficat, rinic, șorici, lebăr, caltaboș, mititei, pomana porcului. 2 feluri de vin roșu sec, băbească și pietroasele, pentru copii, meniu separat cu piure și șnițel vienez. Acum vine momentul când cineva comanda o cafea, neapărat din cafea braziliană de la Armeanu. Asta e o treabă pe care a spus-o domnul Florescu, o pot afirma și eu, cei care introduc într-adevăr cultura cafelei pe piața din România sunt armeni. Ei sunt aia care, având o rețea de negustori, mergând până la Londra, până în cele mai îndepărtate colțuri ale Europei vis-a-vis de noi, prind primii cum e întreg procesul și atunci nu se mărginesc doar la importa cafea gata râșnită, gata măcinată, ci preiau întreg procesul. Domnul Florescu, de altfel, care e unul dintre cei mai cunoscuți cafegiei Bucureștiului de astăzi, o spune cinstit că el a preluat afacerea unui armean care a plecat din țară. Întâmplarea face că l-am cunoscut și pe cel care a scris cartea, dar și pe fratele lui care a avut cafeaua Leonard. Leonard Cafe. Așa, ca istoric, facem o paranteză, în București prima cafeneaua avem înaintea Vienei
și a Parisului. Avem în 1667 pe strada Doamnei. Din Bucureștiul de astăzi, strada Doamnei, care avea altă configurație. Doamnei, nu vorbim spre Victoriei, vorbim către Banca Națională, cam pe unde era altădată grădina Blanduziei. Pe acolo trebuie să vină. Grădina Blanduziei este unde e primul bloc turn din București, în diagonală de la el. Da. Pe acolo deschide un turc, Karahami îl cheamă. Ăsta vine de la Istanbul, unde deja era moda, și deschide și aici cafenea. În schimb, prima moară de cafea e trecută în epocă. De fapt, e prima râșniță de cafea, dar de mari dimensiuni, adusă din Anglia, apare în 1852, într-o clădire care există, dar cineva a avut genială idee să o vopsească în alb, asta fiind Hanul Roșu. Asta nu este vis-a-vis de Dristor Pășelari. Că deja Dristor a devenit punct de reper, șaormeria. Șaormeria din Stoc. Stăm și mă gândeam care stradă Dristor. Vis-a-vis de aia unde se subțiază strada franceză și trece pe lângă curtea veche ca să se ducă la Manuc, e o clădire care e clădire tip Balama, care vine pe colțul a două străzi. Pe stânga oarecum... Vis-a-vis de Dristor, la propriu. Da. Era roșie până acum 10 ani, că de-aia îi spunea Han Roșu. Niciodată, acolo n-a fost niciodată nimic. Altădată era prima formă de han care părăsise formatul de cetate pe care îl mai păstrează Manucu, da. Evolua dinspre han înspre magazin. Și acolo s-a instalat prima râșniță de cafea. Bun. Mai stăteau la discuții un pic, apoi începeau să fie aduse fructele și dulciurile, toată odată, ca să aleagă omul să se sature numai văzându-le. Portocale, mandarine, era lux atunci. Banane, ananași, mere, pere și un pepene. Urmau cozonaci imenși, parfumați plin de nucă, stafide și de cacao. Rahat nu se punea pe vremea aia. Vinul se schimba cu dulcele cotnari. Deci abia acum intră fursecuri de multe feluri și mărimi, prăjituri făcute numai în casă cu gust fantastic, cum nu se mai fac, două torturi, mereu două, un tort pentru prunc și unul pentru mama lui Fecioara Maria. Pe cuvântul meu, a fost prima oară când am întâlnit tradiția asta. După care se dansa și pe la ora 10 noaptea se aducea a doua cafea numită Sictir Cafe. Adică hai mai cărați-vă. Ai primit o pasta. Dar nu e chiar foarte multă mâncare acolo. Nu. No. Mie mi se pare că... o terminau până la anul nou? Da, bun, asta păstrează vechea tradiție, am spus, de țăranul vegetarian fără voie, de omul care trăia lipsit majoritatea anului și care simțea nevoia să aibă Crăciunul sătulului, când într-adevăr să mănânce, să simtă că a mâncat, să trăiască cumva cu... Era exact momentul ăla pe care l-așteptai când trăgeai vara cu seceratul, dar las că vine și Crăciunul și ne... Am păstrat chestia asta, asta se explică prin jaful, hoarda care se revarsă în supermarketuri. E drept, s-a mai diminuat din memoria mea. Acum câțiva ani era mai grav. Mi-aduc aminte într-o emisiune, povestea despre problema asta, că după un post de 40 ceva de zile, cât e postul Crăciunului sau al Paștelui, iertată să-mi fie lipsa de știință, exactă. Paște. Paște, 40 de zile. Da? Practic masa bogată de Paște sau de Crăciun reprezenta oarecum așa am ținut post, acum mănânc din toate să mă satur. Uite aici în cărțile de disciplină bisericească, mănăstirească, că tot m-ai întrebat de meniul de mănăstire, nu știu de unde știau chestia asta, probabil că o constataseră ad hoc. Tocmai se recomandă în ziua de Paște, când ai terminat postul cel mai lung de peste an, ți se spune să nu treci direct la mâncărurile de carne, ba dimpotrivă să dai aia cu ou, să ciocniști un ou, să mănânci o bucățică de brânză și să mai aștepți un pic până la masa de a doua zi de Paști. Tocmai ca să nu-ți rupi stomacul în două după ce 40 de zile l-ai învățat cu vegetale, să-i dai repede în cap cu de toate. Asta erau niște chestii pe care oamenii dinainte le știau. Erau chestiuni relativ de bun simț, cumva. Sunt în continuare de bun simț, că dacă tu vii de la biserică la ora, să zicem, două noaptea și vrei atunci să mănânci tot ce ai gătit pentru Paște, spitalul de urgență scrie pe tine. Noi asta păstrăm, din păcate, dar să înțelegem că nu-și mai are scopul. A trecut și penuria pe care o trăia țăranul medieval, țăranul până în secolul XIX, și a dispărut și penuria alimentară pe care o generalizase comunismul, mai ales în ultimii ani. Acum găsești de toate, oricând, e lipsit de logică să-ți mai faci provizii, zici că vine era glaciară. Așa? Da. Cum e lipsit de logică, este mai îndopi.
Asta e din păcate o treabă care se generalizează aproape în toate gastronomiile, inclusiv la mongole am văzut unde ar trebui să fie o treabă mai... Mongolul mi-a spus chestia asta, doamne, noi am început să mâncăm zilnic feluri pe care noi le serveam la sărbători. Feluri care sunt într-adevăr foarte ridicat calorice, dar erau în regulă când le mâncam de câteva ori pe an. Acum începem să le mâncăm zilnic, au un colțunaș imens, huișuri se cheamă, e aceeași cu ceburecul, da, cu, da, mă rog. Doar că băieții bagă supă în el, e... culmea esteticii să-i auzi pe aia cum când încearcă să mușcă din el, muște din el, și am avut și ocazia mirifică să servească 5 porții împrejurul meu, deodată. Ah, superb, cum se auzea. Eu îți doresc să scadă timpanele în momentul ăla, dar asta era exact ceea ce spuneam, o treabă pe care o serveau la ocazii, nu mâncau zilnic. E, în schimb, dovadă de oarecare ponderație sau mai degrabă de se întâmplă același lucru care se întâmplă și în vestimentație și în etalare și în orice. Când vii dintr-o societate care are deja o tradiție de bunăstare, nu te mai arunci ca necatul. Știi exact ce-ți place, cum îți place, ce vrei să consumi și nu simți nevoia să etalezi. E una dintre cele mai recente apariții pe subiect. N-am avut plăcerea să o întâlnesc pe doamna, nici măcar să aflu ceva despre dumneai, dar jos pălăria, Maria Magdalena Ioniță se numește. E cercetător, a făcut o monografie acasă-i Capșa. Și de data asta eu am adus o lucrare de sinteză, este vorba de prin cafenelele din micul Paris. Okay. Cafeneaua fiind o cultură a epocii de atunci, păstrăm expresia stâlp de cafenea până astăzi. Bineînțeles, tot Capșa e dominatorul, deși culmea, n-a existat niciodată o firmă cu cafeneaua Capșa. Toți știau că e în colț la Capșa. Capșa în localul care nu volumetric nu s-a modificat de acum 100 și ceva de ani. Cărciumă relativ mică. Adăpostea, restaurant, cofetărie și cafenea. Când restaurantul a fost închis, cofetăria de pe strada Edgar Chine, parcă da, se numește, a mai funcționat o perioadă. A funcționat întotdeauna. A funcționat întotdeauna. Într-o formă exilată, să spunem. A funcționat. A funcționat. Acolo găseai întotdeauna. Eu știu că mama mea era mare amatoare, cred că mai mult din amintiri, de produsele de la Capșa și din când în când, când voia să se răsfețe, ori primeam cireșe în alcool cu glazurate, ori primeam plăcintă de dovleac de la Capșa. Mama spunea că se făcea doar, n-am verificat niciodată, că se făcea numai toamna, când e dovleac. Atunci, teoretic, este dovleacul. Da. Altfel, trebuia să-l congelezi într-un fel sau altul ca să-l ai peste, dar nu-i numai tot, e același. Nu-i tot. Exact. Hey, eu acum m-am uitat așa din mai multe. Mi-a plăcut meniul pregătit și servit de Casa Grigore Capșa la banchetul pentru Dea Sturza la 70 de ani, suntem în 1903. Ah, deci avem altă, să vedem un banchet exact, de casă mare. Banchet de casă mare și la cel mai înalt nivel. Suntem în perioada în care deja a trecut valul de influență franțuzească și l-am așezat cumva. Deci începem cu țuica. Supă de primăvară, este 25 februarie, okay. Trufanda. Așa, somon de rin și remulad, mușchiu cu ciuperci, panci de portocale cu curaçao. De data asta nu e ordine, e ce găsești. Tot. Așa, șuncă de Praga cu aspic, clapon de Mons la frigare, salată de țelină cu trufe, înghețată de fructe, brânzeturi, prăjituri Capșa, băieții aveau mândria că aveau gama lor unicat de prăjituri, fructe, compoturi, bomboane, cafea, lichior și fin șampani. Sherry vechi, Drăgășean de Alumare 1896, de servescul vin de 7 ani, Chateau la Roc Saint-Emilion și Champagne Charles Arnoux Saint-Marceau. Okay. De data asta vorbim de un meniu făcut la moda la francez, adică se punea tot și fiecare își lua ce dorea. Un bufet suedez. Da, din toată treaba asta, pe când masa spusă dinainte e masă tradițională românească, tradițională românească în măsura în care noi am fi servit dintotdeauna, se pare că da, dacă dob curtea domnească, felurile unul după altul, nu a la francez puse toate odată. La curtea domnească e clar că așa se întâmpla, că veneau unele după okay, altele. Stăteam și mă gândeam dacă într-adevăr și mesele franțuzești, stăteam și mă gândeam la Brian Savarin, dacă și la mesele de la curtea regelui bucatele veneau toate odată. Bine, Brian Savarin e după 1800 monarhie. Și puțin. În Franța, când zici de curtea regelui, vorbești de Louis XIV, okay, de regele Soare, și vorbești de 1700. De acolo vine la francez, pentru că pe masa regelui Soare, într-adevăr, se punea tot, pentru că era okay, treabă de spectacol, în primul rând, să se vadă abundența. Ceea ce am descoperit eu ulterior, o masă la francez ușurează foarte mult discuțiile, când sunt mulți oameni, că nu te obligă să stai.
Există practica cu farfuria în mână, ei servești ce dorești și te plimbi după aia prin sală cu un pahar evident după tine și poți să porți discuțiile mult mai liber decât așa când ești cumva constrâns de spațiu. Treaba pe care recunosc că nu înțeleg până astăzi la nunți. De ce, Doamne iartă-mă, trebuie să servești fel după fel, să-mi dai la 12 noaptea sarmale. Exact aia îmi doream la 12 noaptea după ce sunt rupt de somn. Hai, da. Acum vin sarmale pentru că nunta începe la 9. Dacă începi nunta la 2, primești sarmale la 6. Da. Mult mai omenește. Dar încă o dată, parcă nu fix acolo era cazul. Adică iarăși să înțelegem un pic că a evoluat situația. Nunta altă dată era o treabă care mai sporea Crăciunul, Paștele și cam atâta. Era eu, încă un... Eu nu înțeleg meniul din noaptea de Revelion, asta în condiții în care și noi ca restaurant, dacă face Revelion, facem același lucru, în care trebuie să-i dai clientului, inclusiv la 3 dimineața, la 4 dimineața, să-i dai de mâncare. Adică am fost la Revelioane sau la diverse evenimente și afară și la ora 10 jumate aveai ultimul fel de mâncare la revedere. Stăteai până dimineața, aveai băutură. Da. Și dans și... Sau în cel mai bun caz ceva de ronțăit, o uscătură, un covrig, o alună, da, ceva... Da, nici nu mai contează. Nu, vis-a-vis de ce vorbeam cu cum să bei, ceea ce știau cei vechi și astăzi s-a cam uitat, este că băutura luată singură e cale dreaptă către șanț. În vechime se consumau niște cantități într-adevăr impresionante de alcooluri, dar erau întotdeauna dublate de mâncare. Nu se mergea pe inima goală. Adică aici e o treabă un pic de echilibru. Vezi ce faci, amestecul de băuturi întotdeauna, rapid cel puțin. Cei bătrâni aveau cumva o ordine în care le beau, nici varieteul nu era atât de mare, adică vedem aici, de exemplu, la cap și am enumerat 5 feluri de băutură. Porneau cu un aperitiv cu țuica și după care în cursul mesei probabil că serveau ceva vin și încheiau cu ceva dulce. Și șampania era tot timpul mesei, ea poate fi da. Și... Șampania e mai versatilă din da, punctul ăsta de vedere. Are puține preparate la care nu merge. Corect. Cred că la mititei nu merge. Din cauza bicarbonatului. Chiar exista o nota parvenitului de altă dată, cei pe care cap și ei respingea, nu cu afiș. Chelnerii erau educați să se poartă în așa fel cu parveniții care își permiteau să mănânce la capșa, dar n-aveau manierele pentru capșa, să li se dea de înțeles respectivilor că n-au nimerit unde îi dă ei. Dar era o aroganță făcută de parveniții de altă dată să înmoaie mititei în șampanie, fină franțuzească. O, mi se pare o delicatesă. Absolut. Poți să aduc doi mititei să vedem dacă merge. Dacă îi prei tu pe amândoi, nu altfel. Eu dacă, cum am zis, pentru că îmi place șampania, încerc să nu le combin. Pentru că știu că oricât de bun și oricât de bine e făcut, micul bine făcut ca și rețetă, ca să nu vină înapoi, pentru că, într-adevăr, de la conținutul de usturoi, de la bicarbonat, fiecare stomac poate să fie mai sensibil sau mai puțin să sensibil. Să zic ca să mănânci un mic azi și îl simți până apoi mine. Ești sensibil. Eu recunosc că eu am stomac... Par, nu? Da. Eu am stomac de tablă, ceea ce mă face să pot să mănânc aproape orice. Rar mi se întâmplă să îmi pice greu vreo mâncare sau... Chiar dacă în jurul meu am mai pomenit într-o discuție, pomenesc fără să mai spun mai multe, am fost anul ăsta la un eveniment unde din 8 oameni la o masă, 2 n-au mâncat, eu și cu încă o persoană n-am pățit nimic, restul erau să ajungă, unii au ajuns la spital, alții au bolit toată noaptea. Nu, eu nu vorbesc că mi se face rău, pur și simplu nu-mi place aftertaste-ul, damful, pe care îl simt de la mic încă 2 zile după ce l-am mâncat. Păcat că micii sunt buni. Și așa, recomandare generală, dacă aveți o întâlnire galantă după și știți că se întâmplă, încercați să nu mici. Fără mici. Da, decât dacă îi plac și ei. Da, și atunci mai bine îi vrei proaspeți, nu? Decât... Da, e adevărat, pentru armonia vieții în cuplu, e mai bine anumite alimente să fie ori amândoi, ori niciun. Ori niciun, nu, da. Dacă are mai mult usturoi, mai multă ceapă, hai să vedem, ori ne înhămăm amândoi la treaba asta, ori mai bine... Sau există și varianta elegantă, am înțeles că de la încolo merge, când dormim separat. Cel puțin în anumite serii. Nu știu, mai bine, eu sunt de acord că mai bine atunci mai bine mâncăm mici sau usturoi dacă da, asta e problema. E mai elegant și treaba asta cu eleganța la masă era altcumva în trecut. În trecutul vorbim de mijloc, pentru că în trecutul îndepărtat nu exista noțiunea de eleganță la masă, se mânca cu mânuța, nu prea se folosea veselă, deci boncăiala era generală, exista ritualul să se spele boierii când termina o masă.
Dar bineînțeles că fiind boier nu se deranja el să ducă până undeva. Venea pur și simplu Arnăutul în spate cu bolul și cu săpunul. Da. Pentru că vorbim de oameni care aveau barbă mare, deci la alimentele cu grăsime era ideal, și care stau și blăniți, ceea ce l-a revoltat pe un călător francez invitat la o masă boierească, faptul că la fel și băutura să bea din aceeași cupă era un simbol al comuniunii, că așezat la masă constată speriat cum un Arnăut stă, nu sunt sticle pe masă, stă un Arnăut în spate cu clondirul și cu cupa și oricine cere la-i toarnă și îi dă să bea, bându-se sub forma toastului. Oamenii dădeau capac băutura și o dădeau în dărăt Arnăutului. Ăsta este absolut revoltat când vede așa ceva. Deci, pe de altă parte, în felul ăsta știi că nu o să fie nimeni otrăvit. Ai sesizat-o foarte corect. Asta era o formă de încredere, în exact. Primul rând. Bem toți din același potir, deci nu se întâmplă absolut nimic la masă, dar e o lume cu totul alte valori decât ni le putem noi imagina astăzi. Ceea ce face prost filmul este că filmul își imaginează doar, în general, când vezi filmate o specie, că sunt filme mai vechi sau mai noi, băieții merg pe ideea de pantagruelic, că se mânca mult. Dar altfel îi cam lasă cam ca la Hanul din pădure, așa. Un pic popular, n-aveau nicio treabă cu ce se întâmpla de fapt. Eu sunt convins că nu. Haideți să ne gândim că la nivelul întregii Europe, om obișnuit era sărac, lipit pământului. Bogăția a fost pentru o foarte mică mână de oameni. Și dacă la anumite... Vânatul era unul din alimentele cele mai importante, că apropo de gută și de... vânatul conține foarte mult urei, acid uric, pardon. Și aia înseamnă guta, când depășești o anumită cotă acid uric. Practic, democratizarea vieții a apărut mai degrabă în secolul trecut. Și democratizarea asta alimentelor și tot. Secolul 19 începe și merge spre secolul 20. Dar ideea în sine, adică lipsește întreg cadru, băieții mâncau tolăniți de multe ori. Exact ce se întâmpla și în Roma Antică. Nici postura de la masă nu-i tot aia. Faci o pauză dacă vrei să spui ceva. Nu vreau să spun nimic, nu. Doar vreau să rog să mai vină o sticlă de asta, că e păcat să... Nu? Și ai văzut că e ușoară, nici măcar nu știi când se duce. Eu, în general, sunt băutor de vinuri roșii, seci, taninoase, adică oricum am o anduranță bună. Asta e un lucru dar bun. Doar pentru că știu că am până târziu și mâine dimineață trebuie să fiu de proaspăt. Ce să facem? Nimeni nu-i perfect și... Le iau gradual astă seară. Foarte bine. Asta e o șampanie care, așa, care facem o mică pauză. Recunosc că am ajuns să o aleg după ce în anul respectiv am băut peste 150 de etichete. Să trăiască! Bravo! Mai mare lucru. E varietate. Și s-a întâmplat aici. Nu, că eu n-am avut privirea asta de la exces, a fost de invidie. A fost s-a dovedit că a fost câștigătoarea. Păi și rând. Și eu vorbind de chestii, se vede că îmi place și fiindcă exact. Îmi dau aere de cunoscător, oamenii au început să mă ia caietalon și la băuturi și mă sună și ce să iau? Zic, mă, ce-ți place ție? Păi cum, nu știi? Zic, nu prea știu. Păi tu cum te-ai educat? Zic, prin consumație. Având în vedere că zici că îți plac vinurile roșii, dar noastre, care este unul din vinurile tale preferate? L-ai spus tu. Un baron. Chateauneuf-du-Pape. Nu, dă-mi mie, te rog frumos. Bine, e adevărat că eu beau și după buzunar, că fiind totuși un băutor de cantități, da. Nu-mi permit să beau la $50 sticla frecvent. Și din vinurile românești? Din vinurile românești... stai că mi-a venit Saperavi... Pocați de beții, ca să fie lucrurile... Mi-a venit Saperavi în minte, da, cucu, nu-i românesc. Dar ce au făcut ăștia cu Davidescu, nici purcariu nu e rău, dar ăla care vine din Georgia direct. Aha. Așa... Deci îți place Saperavi. Da, Saperavi ca sortiment de departe. Saperavi e georgian. Da, da, da. Așa, au făcut aia de la purcari un Freedom Blend, care mi-a plăcut foarte mult cum să plia. Iar din vinul neauș românesc, negru de Drăgășan de la Prin Știrbei, împac binișor cu el. Galicia Mare. Da. Mi-a picat bine la fel. Au niște vinuri bune. Recunosc că dacă ai fi vrut să bem vin roșu în seara asta, ți-aș fi dat o roba canta de la... Știu, îmi scap acum. Huși? Nu, de la Gârboi. Gârboi, așa. De la Gârboi.
Ori e o fetească neagră, da, și dat oricum o fetească neagră. Ori o fetească neagră metamorfozis, ori nu cred că una din astea două. Poți să zic cu cine, dar presupun că bănuiești tu cu ce sortiment, nu mă împac dacă îmi plac tandinoase cu merlou. Că nu mă gândeam să rămânem pe românesc. Așa. Ce mai puteam să mai spunem despre gastronomia și despre obiceiurile din... Stai că acolo ajung, că cum să stă la masă. Așa. Cer scuze, unde mă grăbeam? Hai să nu ne grăbim, zic. Festina lente. Exact ceea ce se întâmplă cu ce întâlnesc eu la tururi, când merg prin oraș și când explic că era altceva și omul e tentat pur și simplu să suprapună clădirea veche peste clădirea nouă. La fel și la masă, noi suntem tentați să menținem cadrul în care mâncăm și doar să schimbăm preparatele. Nu. E să schimbă postura, să schimbă momentul. E foarte simplu. Când mânca un boier? Seara, cred. Când voia el. Ah, cer scuze. Da, era boier. Dar e chiar spus într-o anecdotă boierească, dar e diculeasă din vremea aia. Eu mănânc, mi-e foame. Nu stau după nicio oră de masă, că de-aia sunt eu jupân aici. Ok. Mesele cu program erau mese gândite ca evenimente sociale. Când se strângeau la vodă, la cutare, masa era numai pretextul. Pentru că, în general, se discutau lucruri pe acolo. Bun. Până pe la 1840, nu prea avem scaune prin casele române. Și oamenii se dau pe jos, pe lavițe, pe divanuri. Care sunt de regulă niște mobile foarte joase, că și astăzi divanul a cam început să fie asemuit cu canapeaua, nu-i tot aia. Okay. Divanul, da, ai spus corect, un soi de laviță pusă pe lângă perete, pe perete ai pus fel de fel de macaturi, de cuverturi, ca să nu-ți vină frigul așale. Asta chiar vine din zona turcească. Nu neapărat. Felul ăsta de termoizolație nu prea e necesar în zona turcească. În zona turcească e de etalare, păi nu, dar nevoia lui practică, la divan. La noi sunt bine. Okay. Divanul, da, vine din zona turcească, dar macatul pe perete răpirea din serai pe care o încă mai avea bunica, dar în general... Dar eu mai am acasă. Bun, iată, păstrezi un clasic. Așa, dar în general la bătrâni vezi că erau în general saturate camerele de carpete de puse pentru, pe perete. Pentru că pereții nu erau izolați, pentru că iarna trăgeau exact. Rece... Și atunci acele carpete aveau acest rol. Da, eu n-am înțeles corect întrebarea și am crezut că îmi zici că sunt specifice astea zonei turcești. Nu. Divanul, la mă la turci, într-adevăr, există cultura covorului. Există covoarele acelea foarte scumpe, nu numai persane. Sunt covoare de Buhara, sunt din mai multe zone, pe care unele dintre ele nu calci. Le pui pe perete ca să le etalezi ce da. Lucrătură fină ai și mai stai eventual cu spatele. Bun. Termoizolația asta ajuta, se stătea de regulă tolănit, au făcut prilej de amuzament boierii care, cedând la moda veche, nouă bonjuristă, s-au tras la costum cu jobenul pe cap și, neștiind cum să poartă asta, au intrat în casă, dar ei s-au pus după moda lor veche turcească, s-au pus turcește în pantalon de stofă cu redingotă pe ei, au rămas cu jobenele pe cap, că ei stăteau pe cap cu ișlicele, da. Care erau semnul de oriental să te descoperi, e un sacrilegiu, deci se amestecau toate chestiile. Și era și un semn al puterii, al unde erai în scara socială. Cu cât mai mare pălăria, cu atât mai mare rangul. Asta okay. E o treabă... Așa. Difereau toate manierele astea. Deci băieții stau așezați, tolăniți, nu în fund, cum stăm noi acum. Masa în sine dura până se sătura toată lumea și obiceiul era după aia să ridicau de unde au mâncat, nu se amesteca sala de mâncat cu altceva. Exista și obiceiul că bucătăria în sine nu era conexă nicicum cu spațiul de locuit. Bucătăriile erau în fundul curții, cel mai adesea se cărau prin curte în casă, în oale mari și acolo doar se serveau, considerându-se că este impropriu să trăiești într-un spațiu care poate să fie viciat de aburii de la bucătărie. Și lucrul ăsta încă se mai păstrează în anumite zone de țară, unde ai cel puțin bucătărie de vară. Vara cel puțin gătești în curte. Bunicii mei au avut întotdeauna bucătărie de vară. A, iarna n-ai ce-i face, gătești mai în casă că na. Conserv căldura. Da. Conserv căldura. Da, vara, du-te Dumnezeului în curte, unde... Așa. Avem, de exemplu, cazul Dragomanului Serafim, care este primul proprietar atestat al zonei unde este astăzi pasajul Maca Villa Cross.
pasajul zis Valea Regilor, mai cunoscut. Valea de pe calea Victoriei, vii la acolo. Exact. Domnul ăsta e de proveniență burgund, din Franța, doar că el se naște la Constantinopol, deci familia lui este franțuzească, e un produs dintre ăsta cosmopolit al secolului XIX, ajunge dragomanul lui Napoleon, de traducătorul Napoleon în campania din Rusia, care știm toți cât de bine s-a încheiat, după care, dând să se întoarcă la Istanbul, trece prin București să prinde, era un om cu un spirit al afacerilor destul de bine pronunțat, să prinde că e rost de căpătăială pe aici și rămâne aici. Face bani și totodată se duce faima de mare mâncău, că era într-adevăr un om care se dedase cu totul plăcerilor pântecelui. Există o variantă superioară la hedonism. Se cheamă sibaritism. Sibaritism? Da, este colonia grecească Sibaris, okay, în Italia, unde într-adevăr ăștia ajung la un grad foarte avansat de bogăție, dar și în general hedonistul e rotunjor, sibaritul e revărsat. Cam asta ar trebui să fie diferența estetică. Sibaritul se definește aproape exclusiv prin exces. Adică nu găsește plăcere decât în exces. Okay. E ceva ce, de exemplu, era acuzat Valentin Lipati, fratele lui Didu Lipati. Excesul nu este neapărat gastronomic, excesul este în orice. Când doar cantitatea în sine te satisface, din păcate astăzi vedem, nu știm să-i spunem, dar vedem sibaritismul defilând masiv. E bine de știut acest lucru. Da, da, da. E o treabă mai degrabă psihologică și trebuie să lucrezi cu tine, nu la cantitate. Nu tot plusând la cantitate, încercând să-ți dai seama de ce Dumnezeu nu mă mulțumește și mai puțin. Adevărul este că eu am verificat acest lucru. Noi putem să trăim cu foarte puțină mâncare. Sunt pe cale să încep să mă laud că am ținut 22 de zile de post negru. Aferim. Mie mi se schimbă personalitatea, nu pot. Păi și eu. Eram, colegii mei au zis că îi nebunesc pentru că eram plin de energie. Le dădeam să facă 20 de milioane de lucruri. Era o nebunie. Dar am realizat că foarte multă vreme, că mai bine mănânci cantități relativ mici din produse de foarte bună calitate, decât să bagi tone de mâncare în tine doar așa, de dragul de a băga. Foarte de acord cu lucrul ăsta. Stai să nu deviem de la subiect. Okay. Bun. Și la un moment dat, ducându-i se faima de ce mare mâncău e, Grigore al IV-lea Ghica este primul domnitor pământean după fanarioți, dar care ține obiceiul turcesc. El și când îl vedem în portret, zic, păi tot fanariotici ăsta. Nu, doar poartă. Îl cheamă la palat să vadă propriu-zis cât poate omul, la care să spune, primez, Doamne, dar să-mi îngădui să-mi aduc eu masa și scaunele de acasă. Nu se uita că ăsta era burgund de origini, căci dacă mă chem la curtea mea tale cu divanuri, nu mă mai poți ridica. Că în poziția aia, el fiind cu anumite dimensiuni, nu mai mergea să hopa sus. Da. Și asta vedem exact cam cum a evoluat până să ajungi la ce pui pe masă, cum a evoluat, de fapt, statul la masă. Abia din secolul XIX, de pe la mijloc, începem să ne apropiem de ideea de astăzi. Care înțeleg că, de fapt, este o idee vestică. Da. A formatul vestice. Ăsta de stat pe scaune și de stat la masă, propriu-zis, este o formulă vestică. Și când vedem mai vechi gravuri de pe la curțile otomane și la așa, vedem că stau așezați turcește și sunt niște mese din astea imense. Dar totuși în cina cea de taină, Iisus și Iisus stau la masă. Serios. Asta e licență poetică, era să zic, e licență artistică. Bun, am gândit că totuși are o relevanță. Masa, scaunele în sine nu sunt apariții recente, existau și atunci. Dar, cinstit să spun, nu-mi permit eu să mă arunc cu supozițiile acum 2000 de ani cum Dumnezeu stătea la masă. Dar cina cea de taină lui Leonardo da Vinci e pictată în secolul 15, adică și în Italia. Trebuie să admitem un pic că e o lecuță de licență și asta o vedem foarte limpede în picturile din bisericile românești. În bisericile pictate mai de mult care își conservă pictura, de multe ori vezi sfinții în costume specifice perioadei în care au fost pictați, nu când au trăit ei. Ai sfinții în costume populare românești, ai la un moment dat scene când unii sunt pictați în costume boierești, în cutare din perioada respectivă. Păi, e oarecum normal, pentru că n-am de unde să știe cei care fac pictura ce a fost acum 200 sau 1000 de ani. Dar asta e dovada că noi adaptăm licența artistică perioadei în care trăim noi, nu raportat la când au trăit. Mai convins cu cine acea de taină, nu ne băgăm. Dumnezeu știe la propriu că el a fost acolo. Da. Cum a decurs în privința cadrului,
cina cea de taină. Eu mă îndoiesc sincer că ăștia stăteau cum stăm noi astăzi. Ca să fac o glumă, vorbind astăzi cu un prieten, mi-a zis că o să scrie o carte sau a făcut o chestie de... îl desconspir acum, na, poate nu fac bine, de discuții gastronomice cu chat GPT. Și i-a pus la un dat întrebarea, te rog să mă ierți, Cosmine, dacă fac rău că spun asta, i-a pus la un dat întrebarea lui chat GPT, descrie-mi cina cea de taină din punct de vedere al celui care a servit masa. Și răspunsul lui chat GPT a fost, cina cea de taină. Iară. Și erați să-i nebi cu teoriile voastre de conspirații cu tot. Mi s-a părut genial. Am zis, domnule, așa răspuns. Robin Williams, Dumnezeu să-l odihnească, are un sketch genial pe cina cea de taină, încercând să-și imagineze cina cea de taină la un restaurant chinezesc. Da, câte? 12 persoane? Aveți rezervare? N-aveți rezervare? Păi cum adică? E plin. Nu n-am decât masa aia, dar e numai tot la perete. Toți trebuie să stați cu fața încolo. Tu, drăguț, tu luminezi singur, deci vouă nu vă trebuie lumină. Pe tine te bag acolo. Și tu m-ai transformat un pui mic într-unul mare. Bravo, pe tine te mai chemă. Deci cam așa ar fi o explicație practică despre cina cea de taină. Dar revenind... Și asta este maniera de a sta la masă, apare în secolul XIX și apare iară în casele boierești, pentru că în casele țărănești, încă moromeții ne descriu cum se mânca, se punea pe prispă tot, s-a așezat fiecare cum putea, dacă aveai scaunelul cu trei picioare, bine, dacă nu cumprinzi, mâncai pe apucatele și gata, roiu. Acum, noi știm, de la casele boierești au plecat partea de bucătărie boierească. Dar acolo, la casele boierești, erau invitați și boierii mai mici. Și pe urmă și, să zicem, poate arendași sau... Administratorii de moșie, da. De-abia acolo, care fiecare când se ducea la casa lui, încerca să reproducă ceva. Dar nu avea puterea boierului. Și de-abia acolo, în casele, poate, chiaburului, au început să se coacă cu adevărat problemele... și oportunitățile dezvoltării gastronomiei românesc, cred eu. În altă ordine de idei, Brilliant Savarin în Fiziologia gustului, recunosc că mi-a plăcut cartea asta citind-o când aveam vreo 16-17 ani. Și poate de asta mi-a și rămas. Explică, da, un parcurs profesional. Total întâmplător. El spunea că, de fapt, cred că asta era chiar în prefața cărții respective scris, că în timp ce mesele în Franța erau evoluate, erau rafinate, nu știu ce. În România, ele erau mai degrabă pantagruelice, era cu multă mâncare, cu multă... Pentru că nu era important finețea gustului, era important cantitatea, să arăți că ai. Să... Masa boierească obișnuită 20 de feluri, masă domnească 40 de feluri obișnuită, chef peste 100. Nu conta dacă cât se arunca, nu conta nu. Cât ajungea la sluci. Și într-adevăr se mergea pe îmbuibare, aici o vedem din felul în care dormeau. Dormeau cu foarte multe perne în spate, iară să păstrează și chestia asta, dar s-a uitat de ce, ca să stea aproape așezați, să nu se nece dacă cumva vomau un somn. Romanii au rezolvat problema asta în fiecare, aveau vomitori. Da, pana de flamingo muiată în ulei. Petroniu în Satiricon vorbește de lucrurile astea, dar de la roman păstrăm și niște rețete. Ceea ce, spre deosebire de daci, chiar e valabil. Avea rețete de la romani? Sunt niște descrieri, îmi scapă cine e autorul. Apuleius, mi se pare că dă niște... Eu chiar nu știu. Mi se pare că da, el chiar dă. M-am uitat, n-am dat pe istoria gastronomiei, tocmai fiind și eu curios ce, când, de cum din perioada aia se păstrează niște vași rețete, adică știm, de exemplu, că le plăceau foarte mult lăcustele prăjite în miere. Delicatese. Da, că aveau fel de fel de burtă de scroafă, dar nu burtă, placentă. Auci. De scroafă. Da, erau niște chestiuni, un ulei de pește din fermentarea peștelui, o treabă care trebuie să fi mirosit minunat. Aici, cred că toate lucrurile astea sunt din acea epocă pe care... în care Imperiul Roman a explorat din punct de vedere cultural la întâlnirea cu civilizația orientală persană chineză, când spuneam mai devreme, anumiți foști sclavi deveniseră mari bogați
Și la mesele lor, inclusiv, găseau formula ca să bagi o pasăre într-un porc, când tăiai porcul, el era preparat și când tăiai porcul, pasărea zbura. Adică niște lucruri de astea care astăzi ni s-ar părea de-a drept obscene. Treaba asta s-a menținut până de curând. E o rețetă în bucătăria franțuzească, se pare că e pe filieră rusă, le grand roti se cheamă, marea friptură. Sunt vreo 12 păsări, în funcție de mărime, una într-alta. Aha. Deci e o matrioșcă gastronomică, la propriu. Iar fiind treabă de spectacol, mai degrabă, la nivelul ăsta, dar nu gusturile, eu la aia mă refeream. Sosul ăla de pește care sună oribil în descriere, e o treabă de gust, era o treabă acceptată în epoca de atunci. Cum astăzi, de exemplu, aproape că am pierdut de tot gustul pentru sângerete, pentru orice preparat cu sânge animal, ceea ce înainte, în zonele non-islamice, non-ebraice... Spania nu, Spania... Black sunt... pudding. La... Da. Dar uite, de exemplu, ceea ce se știe mai puțin la turci, de exemplu, cicăfteu, ăla care acum e din bulgur, e vegetal, era inițial carne crudă. Ha. Adică anumite lucruri s-au pierdut în timp. Ca... S-au pierdut și plante. În ultima 100-150 de ani, în Europa s-au pierdut, din câte spun unii oameni, nu sunt eu cel care am cercetat treaba asta, cam 60% din plantele care se mâncau. Și dacă ne gândim că doar prin România mai găsești urzici, ștevie, eu știu, diverse chestii pe care te duci și ți le iei de pe marginea drumului și îți face o fiertură de ierburi, care de altfel e foarte gustoasă. Foarte bună și ajută sângele. Da. Asta se știa din totdeauna, când apar urzicile, mai că dă-i cu urzici să-ți primenești sângele. Conțin fier. Fotera demonstrandum. Dar așa. Noi astăzi nu mai... Bine, în România mult succes să-ți mai gătești o dropie. Dropie? Mai avem dropii? Nu, bineînțeles că nu. În ferme. Am înțeles că au mai reapărut, Dumnezeu știe, au reapărut, eu știam că a dispărut săraca pasăre la nivel mondial, adică că e specie dispărută. Era pe cale de dispariție, dar eu am înțeles că mai există prin, așa cum în România se cultivă, se cresc struți, au reapărut, au regăsit niște dropii. Doamne ajută, dacă s-a întâmplat asta, nu m-am documentat asupra asta. Au strâns un struț puțin, nu l-au să se crească și a rămas dropii. Așa, sau cum era pe punctul să dispară țiparul. La un moment dat. Care țipar era o specialitate la antreurile de acum 150 de ani. Da, de acord. La un moment dat dezvoltaseră gustul pentru puiul de țipar. Să mai găsesc până astăzi. Conservă cu baby țipar. Și pentru că braconau intens puietul, distrugeau de fapt specia. Altfel, la capitolul țipar, sunt niște legende dintre astea gastronomice spre oribil. Vitellius, de exemplu, un senator roman cunoscut ca mare gurmand, ăștia erau într-adevăr toți, de fapt erau sibariți cu toții, da. Avea bazinele lui de țipar pe care îi frăgeza pentru să mănânce numai carne de om. Ah. Că aparent așa erau mai fragezi și regele Fernando de Neapole, suntem în perioada secolului 15, tot așa era cunoscut, asta nu știu dacă îi mai și mânca, că avea niște bazine dintre astea cu țipari pe care le folosea ca, drept condamnare la moarte. Pentru... Unde vedem pe de-o parte foarte multe renaștere și foarte multă explozie culturală, dar în același timp foarte multă barbarie. Da, cruzimea se rafinează deodată cu restul societății. Adică barbarii, oricât de mult sunt trâmbițați ca barbari, măcar aveau metoda onestă de a ucide, da. Pe când deodată ce se rafinează societatea, apar și metodele mai rafinate de a ucide. Acum revenind că am dus-o în altă discuție. Da, ce fel de problemă? Tehnica plecată la gastronomie. Cum exact. Poți să ucizi cu un ingredient culinar? Da. Și tot la Roma exista locusta, celebra otrăvitoare, care era capabilă să găsească o otravă care putea fi pusă în orice mâncare, că nu-i schimba gustul. Asta înseamnă rafinarea otrăvurilor în momentul când sunt incolore, inodore și pot fi mascate. Fără gust, fără miros. Da. Vorbim de, ai spus tu foarte corect vis-a-vis de boierul mare, îl chema pe boierul mic îl chema pe vechirul de la moșie, imitația. Asta a dat maniera de masă. Da. Ulterior, asta a dat bradul de Crăciun, de exemplu. În Anglia a venit prințul Albert, soțul Victoriei, din Germania, unde se punea brad, pentru că a pus curtea regală brad. Au vrut toți să aibă o mică pompă regală așa la ei acasă. La fel s-a întâmplat și la noi. De aici a venit moda cu vesela, că nu exista înainte, până astăzi se păstrează arta populară de veselă. Ele sunt în dreptul lor capodopere, bijuterii, dar nu se merge pe ideea de prețiozitatea materialului, dimpotrivă, sunt făcute să fie cât mai ușor de folosit. Eu trebuie să recunosc aici că eu sunt un mare fan al ceramicii românești.
Și eu asemenea eu mănânc distrachina acasă până astăzi. Mi se pare foarte utilă că poți să mănânci felul 1 și felul 2 la fel de bine, nu-i pretențioasă. Și sunt convins că e un efect placebo, dar mâncarea din strachină, înainte mâncam și cu lingură de lemn, dar alea sunt mai, totuși mai mofturoase un pic. Nu, eu în copilărie eram atât de sărac că mâncam lingură negre cu singură lingură de lemn. Da, și așa era merge. O glumă veche. Uite, ai zis în literatură, există în București, sfârșit de veac în București, al lui Ion Marin Sadoveanu, a nu se confunda cu Mihail Sadoveanu, da. O amintire din copilăria personajului central, Iancu Urmatecu, care lucrase în băcănia unui dascăl, un diacon de la Patriarhie, deci probabil pe zona 11 iunie, și care își aduce aminte că de fiecare dată când era trimis în beci, se îndopa cu icre moi, pe care le lua în căușul palmei. Alea erau ținute pentru că erau sărate în găleți, în recipiente. Icre moi, sau nu, icre negre sau icre de păstă. De Manciuria. Sau de Manciuria, da. Așa, și se îndopa până când a auzit, asta aud în spatele lui niște bocanci coborând repede și simt o palmă tare pe ceafă. Dar era într-adevăr o delicatesă. Am uitat ce v-am să spun. M-am dus pe Iancu Urmatecu. Dar vorbisem înainte de imitație. De faptul că se transmite. Da, vorbisem de bradul de Crăciun cu vesela. Da. Că apare vesela care vrea să imite vesela regală. Veselă cu monogramată, din porțelan de mais, cu fel de fel de intarsii de imprimeuri pe el. La fel apare acea manieră aproape abracadabrantă de a pune câte 7 rânduri de tacâmuri pentru fiecare fel de mâncare, cu regula clasică să de la exterior spre interior. La fel, Păstorel Tudoranu, chiar în cartea pe care am adus-o, De Reculinaria, sunt 3 pagini de cum să mănânci la masă. De că anumite feluri chiar poți să înveți să le decupezi cu furculița și cu cuțitul, inclusiv pulpa de pui, da, da. Că nu cere o artă aparte. Dar asta, vine maniera de servire și automat urmează și bucatele. La un moment dat, oamenii mai simpli înțeleg că cu tare fel e considerat mâncare aleasă în lumea de sus și atunci țin neapărat să-l ia și ei, chiar dacă de multe ori pe gustul lor sună o ciudățenie. Până astăzi... Ușor așa s-a cultivat și gustul. Până astăzi, mult succes să convingi o femeie de la țară că creveții sunt mâncare de lux. Ce e cu jermii ăstea, mamă? Ce-mi dai tu mie să mănânc aici? O femeie de la țară care altfel din zona mea de țară, de exemplu de la Dunăre, n-ar fi avut nicio greață să mănânce tocană de scoicani. Scoicanul fiind scoica de apă dulce, dar aia care e cât podul palmei. Care, by the way, a cam dispărut. Da, n-am mai întâlnit de multă vreme. Ceea ce, practic, și aici fac o paralelă cu regimul Ceaușescu, regimul comunism Ceaușescu, în care n-au fost puse în față midiile, diversele așa zise fructe de mare românești, care puteau foarte bine să constituie un aport de alimentație. Nu... Bine, ce mi se pare mie într-adevăr penibil este să mergi la Marea Neagră și când întrebi de pește să se spună că au somon. Dar în Delta? De ce să te duci la Marea Neagră? Du-te în Delta. În Delta recunosc că am ajuns o singură dată. Și că atunci chiar am fost tratat cu preparate locale, dar și pentru faptul că am fost într-o expediție de pescuit, eu nu pescuiesc. Din punctul meu de vedere, să mă iertați, este strict. Viața e prea scurtă să stai cu bunie de taia în mână. Eu nu-i înțeleg, recunosc. Dar pot să respect o pasiune, da. Și mai ales faptul că puteam să citesc liniștit cât să pertice asta, dar seara, rasol de știu că plachie de crap nu lipseau. Asta adică, e un lucru bun. Într-adevăr, am consumat preparate locale, tocmai de-aia o păstrez o impresie bună, dar este o singură călătorie. Nu, realitatea e că, din păcate, păstrăvul românesc vine din Kazahstan sau din Turcia, nu mai avem hamsie, adică nu mai găsești hamsie. E cam tristă realitatea asta. Calcan n-avem, calcanul de la metro, cred că este Lombo, dacă nu mă știu, se numește, este o specie, înțeleg că tot de calcan, dar de prin Italia. Uite, și am dus. Asta chiar era dată ca o particularitate românească, că m-ai întrebat de gastronomie românească, singura rețetă pe care n-am găsit-o. Am găsit la un moment dat afirmația că este strict românească, bine mă, hai să vedem. Okay. Dar chiar n-am întâlnit-o în alte rețete, este bulzu. Da, bulzu. Deci combinația asta de mămăligă, boț, cu ceva la mijloc, că sunt doar lactate sau că introduci și carne, n-am întâlnit-o în alte bucătării. Da, bulzu chiar este unul din preparatele care se consideră a fi 100% românesc fără influențe. Cum, de exemplu, mai în glumă, mai în serios, putem considera că acel crap pe varză
pentru că și crapul și varza chiar existau de pe vremea dacilor. Nu vreau să fac nicio legătură cu dacii, poate fi când considerat. Erau daci era Dunăre, când era Dunăre erau crapi, iar varza e o legume endemică. Iar dacă nu mă înșel, tot așa într-o emisiune televizată, Radu Anton Roma a zis că după părerea lui, cel mai vechi preparat atestat românesc este turta bistrițașilor, deci luntrașilor de pe Bistrița. Practic era un amestec de grăsime, de mei, ulterior mămăligă, da, terciu acela de mei, inițial ulterior terciu de mămăligă de mălai când l-au avut, în care puneai tot ce găseai în cămară, de la slănină, carne, legume, tot, și îți făceai bucăți, le lăsai să întărească după ce le așa, făceai, le tăiai, făceai bucăți, pentru că tu când te duceai două săptămâni în jos și pe urmă să te întorci și trebuia să ai ce să mănânci. Ca să explicăm că poate nu se înțelege foarte limpede termenul de luntraș, erau plutașii, cei care duceau plutele pe pe Bistrița și transportau de regulă ori cherestea era cel mai adesea, erau buștenii tăiați. Da. În Hanoancuțe ai, de exemplu, da, pe Trotuș sau pe Siret. Care săracele Trotuș, Siretul nu știu, dar au scăzut în momentul ăsta puțin, da, râurile. Știu că nu e situația foarte veselă. Sunt și preparate dintre astea care merg cu tradiție în spate, pentru că astea, ingredientele erau aici și iară, nu e o chestie care să fie o formulă chimică complicată. Ai ingredientul, ține la perisabilitate, nu se strică imediat, e ușor transportabil. Păi așa ai găsit rețeta cea mai apropiată. Eu personal nu cred că are rost să te gândești ce a fost acum nici măcar 500 de ani. Eu cred mai degrabă că povestea pe care am spus-o cu ochiurile românești făcute de bunicul meu poate să arate că același preparat, exact ce ai spus și tu, poate să fie în 7-8-10 culturi diferite, și asta nu înseamnă că e al unei culturi și al altei nu este. Nici poveste. Antropologii amatori sau academici înțeleg că sunt de acord că dacă un fel de mâncare este preparat de 3 generații, atunci ele al acelei culturi. Mai în glumă, mai în serios, și nu e prima dată când folosesc gluma asta, copiii noștri probabil că vor considera că șaorma este românească. Da. Și n-au nimic, nu vor greși cu nimic, pentru că nu e nici donerul german, nu e nici kebabul oriental, nu e nici gyrosul. Este o combinație din astea trei. Asta voiam să zic, kebabul apare pe la români în secolul XVI. Deci la secolul XVI, când pătrunde influența orientală la curte, se servesc deja kebaburi. Asta e trecut în document. Apare termenul kebab. Kebabul are nevoie de chimion. Chimionul nu este un ingredient, un condiment din arealul nostru. Specific românesc, da. Shaorma nu are nevoie de așa ceva. Foarte de acord. Uite, aici domnul Viorel Ilișoi a semnalat chestia asta, că există și un rețetar de condimente care specific națiilor. Domnul Viorel Ilișoi este scriitor. Ok. Dar fiind pasionat în ale gastronomiei, spunea, cum recunoști o casă românească prin Canada? După tufa de leuștean din colțul grădinii. Că leușteanul nu e folosit în bucătăriile occidentale. Dacă ai văzut leuștean, ăla e român. Ăla e român. Că ăla îi simte lipsa pentru o ciorbă, pentru o cutare. Stăteam și mă gândeam, cine a inventat ciorbele? N-ai cum să știi. Dacă prin ciorbă cuvântul zici... Cuvântul e turcesc. Și cuvântul cioban e turcesc. Și... Da. În sensul că pentru turci a devenit destul de clară calitatea nutritivă a ciorbei raportată la ușurința de a o prepara. În armata otomană existau ofițeri care se numeau ciorbagii. Da, da, dacă te uiți astăzi în bucătăria otomană, o să găsești, după gustul nostru, trei mizerii. Pe când, dacă vii în gastronomia românească, o să găsești cel puțin 1000 de rețete de ciorbe diferite. Da, iar cu distinția unică lingvistic, când e supă, nu e acrită, când e ciorbă, e acrită. Și când e borș, e și mai acrită. Da, corect. Asta iar e o treabă endemică românească și aici, într-adevăr, cam câte zone, atâtea fierturi. Exact. Mie îmi place să spun o poveste despre ciorba de perișoare, care, nu știu dacă ai mâncat vreodată, ciorba de perișoare e atât de simplă în sudul țării aici, e aproape o supă clară cu niște, cu acele mici chifteluțe, da, să le zicem așa, fierte, și am mâncat anul trecut de 1 decembrie la Sighetul Marmației o ciorbă de perișoare care ziceai că e ciorbă de burtă cu perișoare. Ah, foarte gustoasă, dar așa se făcea acolo.
Bun, substitut de ciorbă de burtă poți să găsești și ciorba de bureți, care la un moment dat, cred că la voi am mâncat-o. Nu, n-am mâncat de bureți la voi. Așa, dar la un moment dat pare să fie, cel puțin ca aspect, tot ciorbă de burtă. Sau ciorbă care într-adevăr vine pe filiera, nu-i turcească cât e turanică, e ciorba cu cap de oaie. Are un nume la turci, îmi scap acum. A fost un restaurant Blid, care la un moment dat avea în... N-a durat mult, din păcate. Dar avea numai felul ăsta de mâncare altfel. Pacea. Hmm? Pacea îi spune. Aha, ok. Și care avea o ciorbă tătărască de oaie, o ciorbă tătărască de nuntă, cu carne de oaie și cu, mai știu, cred că niște orez sau nu știu ce mai avea. Era atât de gustoasă. În general, când o leagă, e colagenul. Când se fierb articulații, da, alea dau în automat consistența mai densă a lichidului respectiv. Acum, la români, într-adevăr, dacă te uiți un pic la tradiția ciorbelor, dacă o iei din Bucovina, de la Rădăuțeană până la... Rădăuțeană inventată în epoca noastră. Da, de acord. Și până în Oltenia, la un moment dat poți să faci similitudinea cu Anglia. În Anglia e vorba de plăcinte, că la ei, de fapt, plăcinta e o tocană cu aluat. Cu aluat, da. Așa, și se spune că sunt zone în Anglia unde nici dracul nu calcă de frică să nu fie băgat în vreo plăcintă. La un moment dat, asta e mai bine să nu întrebi ce e acolo, că sunt din toate. Găsești ceea ce în Louisiana e gumbo, e tocana aia făcută foarte eclectic. Până la urmă, noi chiar trebuie să înțelegem că toată Europa, dar nu toată Europa, practic toată lumea, acum 100, 200, 300 de ani era mult mai săracă decât astăzi și tu trebuia să mănânci ce găseai. Și de multe ori n-aveai carne și puneai ce găseai, ce aveai, te duceai pe câmp, iarbă găseai, iarbă mâncai. În cele mai rele situații, da. Adică noi astăzi, din foarte multe puncte de vedere, nu putem să concepem, exact cum am zis mai devreme, domnule, ce a fost acum 100 de ani. Ne mai facem rezerve prin frigidere pentru că așa considerăm că trebuie, dar nu, lasă la Metro sau la Selgros sau la Carrefour să-și facă ea rezerve. Sunt feluri de mâncare care au apărut din strictă necesitate, când omul nu avea decât aia la îndemână și aia folosea. Să zici că asta e gastronomie astăzi? Da, până la urmă asta e gastronomie, pentru că alea au rămas cumva în tiparul național. Gastronomia are întotdeauna și o componentă emoțională. Aici trebuie să fim toți conștienți că fiecare venim, din păcate, la gastronomie venim cu prejudecăți. Că în funcție de mediul în care am trăit, pornind de la cadrul familial și mergând până la zonă, eu mi-aduc aminte contactul prim al verișoarei mele crescută la satul mare cu borșul din Muntenia, de unde Nu știi să mâncați. Ce e asta? Doamne ferește! Aproape o diferență civilizațională. Da. Așa, iar chestia asta stă cu noi dacă nu ești, exact ca aproape orice domeniu care ține de cultură, dacă nu ești deschis, dacă nu ești dispus să primești lucruri care diferă, nu vei putea să ai vreodată o cultură gastronomică. În momentul în care rămâi blocat pe ceea ce știu tu, până astăzi am întâlnit oameni care nu sar din câteva feluri de mâncare. Lor, dacă nu le seamănă în farfurie cu ce trebuie să mănânce ei, adică sunt oameni care, de exemplu, la restaurantul chinezesc, nu trec de pui Shanghai, că pe ăla îl înțeleg. Am înțeles, e gujoane de pui prăjite și asta e. Sunt vreo două feluri de mâncare pe care le poți mânca. Probabil că mai niște tăiței cu carne, așa, mai pot să fie suportați. Niște vită pe plită încinsă, tu mai găsești unul, două. Dar asta, reținerea, din punctul meu, nu și-are rostul, pentru că nicio mâncare, dacă nu mănânci pește de la Fugu, care dacă e preparat prost, chiar te omoară. Da. Dacă ai și ghinion... În rest, nu prea spune nimic viața în pericol, mai ales în zilele noastre, când igiena totuși e la anumite standarde nemai întâlnite până în trecut. Cu asta sunt de acord. Și îți sărăcești universul. E unul dintre cele 5 simțuri prin care tu percepi întreaga realitate. De ce să-ți văduvești simțul gustativ? Umamiul. Da. De o întreagă serie de experiențe, doar pentru ceea ce e mai interesant este că pe noi ne oprește, culmea, vizualul îi dă în cap gustativul. Și mintea. Aoleu, cum să mănânc eu nu știu ce. Eu recunosc că n-aș vrea să mănânc gândaci. Dar sunt popoare pentru care aceste lucruri sunt delicatese. Eu afirm mai în dreptul meu, n-am avut ocazia, dar n-aș zice nu.
Așa e și filmul, care l-ai văzut mai devreme când... Mi-aduc aminte, schimb o masă, am ajuns pe la 18 ani în Olanda, am găsit un restaurant chinezesc și am văzut castravete de mare. Eu fiind în deplină cunoștință de cauză cum arată animalul ăla, că are un orificiu analobucal, că pe unde intră pe acolo și iese. Dar zicând, bă, dacă voi sunteți în stare să-l preparați încât să fie comestibil, foarte bine, dați-i drumul. Iar nici cerba noastră de burtă nu sar toți în sus când o văd. În zona fostei Iugoslavii sunt unul, două state în care nu se mănâncă șorici. Și e aici, lângă noi, zice că ar trebui să avem aceeași cultură. Iar dacă îi spui unui european din Occidentul Europei că tu ai pârlit porcul și ai mâncat urechea doar perpelit un pic la foc, ăla te crede boșiman, nu... Atenție că urechi de porc în Spania se mănâncă și sunt delicatese în puburi. De acord. Adică vine așa, ți ia un castron, ai comandat bere și ce, ți-l pune pe masă în loc să ai săronțe, în loc de alune. Și în spațiul slavic există ceva în felul ăsta. Sunt urechea fumate de porc tăiate bucățele. În spațiul scandinav ai minunatul pește rechin Dumnezeului, ce e ăla, nu-mi iese, cu ștroim în coadă ceva, ăla care e lăsat până putrezește, de-ți scrie pe conservă că să nu o desfaci în casă. Că trebuie desfăcut afară. Poftă mare vă doresc la toată lumea. Așa, ai în spațiu chinezesc, sunt ouăle alea care devin negre. N-am, nu, ăla e altul. Rețeta aia de pui care e gătit înainte să eclozeze din nou și pe care se mănâncă întreg. Asta era la restaurant Minerva la un moment dat. Am avut, și am un prieten, și l-am avut și în podcast, care îmi povestea că a fost în Danemarca, la Disgusting Museum, un muzeu de-asta de a lucrurilor dezgustătoare de mâncat și foarte nu știu, exagerate, de la creierul de maimuță mâncat exact din, la tot felul de trăsnei de-asta, și a zis, înțeleg dorința ta de cultură, dar eu nu m-aș fi dus. De acord. Adică fiecare cultură are la un moment dat lucruri care pentru ea erau cel puțin relativ normale. Asta se produce și un soi de universalizare a gastronomiei, cel puțin în partea centrală, mainstream-ul, aproape oriunde te duci, meniul e același. Nu prea mai găsești specific local la restaurantele de consum generalizat. Da. Aproape peste tot dai de o pizza, dai de un burger. E parte de globalizare pe care o vedem, ne place. E adaptarea la marele comerț. Dar pentru vechile culturi, alimentele alea erau perfect normale. Adică oamenii nu aveau filtru că pentru alții lucrurile alea pot părea dezgustătoare. Da. Sunt rețete medievale la fel, unde nu zici, ce e aia, Doamne ferește. Cum să mănânc așa ceva? V-a supărat cineva de ați făcut chestia aia? Uite, că mi-am să aminte, dacă tot scrii cărți, Mircea Groza, Zămuri. De aia mi s-a spus, dar tot la voi. Mircea Groza, Zămuri. Din Zalău, nu? Din Zalău, da. El este un, bine, e un termen inventat, arheolog culinar. A scos așa din satele din Zalău, are peste 400 de rețete, în carte sunt 100 și vreo 80, cred, rețete numai din Zalău. Păi dacă tu ai luat numai din Zalău 400 de rețete, cât e România de mare? Asta zic, că poate fi și asta e și o formă de turism. Vii pur și simplu ca să deguști specificul local. E o formă de brand de țară. Și diferența între sibaritism și joie de vivre este simplă, e dată de cantitate. Una e să mănânci 3 kg, alta e să guști. Exact. Gustat, nimic nu face rău. Dacă înveți și o ordine, o anumită filozofie a mesei, dacă e gândită nu din principiul imitației al snobismului, sau imitația atunci când e bună, e o imitație sănătoasă. Deci la fel cum te învăța ăla din vechime, bă, nu amesteca băutura asta cu băutura asta, nu mânca asta înainte și asta după, că o să-ți pice greu, nu o să-ți... Ai logica servirii unei mese. Îți poți menține o experiență culturală care, raportat la cât de diversă e lumea, e aproape inepuizabilă. Tot brilianța, iertați-mi consecvența. Păi nu, da, e de departe etalonul bucătăriei contemporane. Spunea că după al doilea pahar, cel mai bun vin devine o beată poșircă.
Dar el fiind cu acel rafinament francez al epocii în care schimba vinul la fiecare fel de mâncare, asta era ideea. Asta se menține și Radu Antonoman, de exemplu, la fiecare fel de mâncare pe care îl dă în bucate vinuri și obiceiuri românești, spune cu ce vin merge. Da. Și la vechile mese, într-adevăr, se purta lucrul ăsta. Acum, asortimentul așa la nivel general nu-i greu. Carne albă, vin alb. Carne roșie, vin roșu. Carne slabă, vin ușor. Carne grasă, vin mai... S-au complicat lucrurile, nu mai sunt chiar așa. De exemplu, spui că la pește trebuie vin alb obligatoriu. Sau la carne albă trebuie vin alb. De exemplu, unui curcan îi trebuie un vin roșu, care trebuie să-ți dea salivație. Că e o carne destul de seacă. Exact. Și se complică lucrurile. De ce? Tocmai pentru că ne-am rafinat. Eu prima dată când am văzut niște francezi în acest restaurant în care filmăm astăzi, acum 15 ani, că au cerut un vin roșu la pește, îmi venea să râd și să le zic, bă, sunteți francezi, voi dați tonul în gastronomia mondială. E, nu dau ei tonul în gastronomia mondială, au doar... Faptul că școala gastronomică franțuzească se remarcă ca fiind o școală de elită, nu înseamnă că fiecare francez se naște cu cinstele Michelin. Bineînțeles. Ei, într-adevăr, au un moment dat hiper-rafinată treaba de gust, știu că se bucătărie moleculară, cred că se numea. Când în mijlocul farfuriei ai exact o bucătură de ceva care trebuie să-ți prezinte o experiență gustativă. Și o sumă a flavorilor și așa care ar fi venit din toate ingredientele ce ar fi trebuit să fie în farfuria aia. Da, la un moment dat, ca aici nu vreau să fiu eu dat ca etalon. E pentru gustul meu al omului de mijloc. Există întotdeauna snobism în orice formă de artă. În orice formă de cultură, există și treburile care sunt mai degrabă de expoziție decât sunt de viața de zi cu zi. Mie mi-e greu să-mi imaginez o viață în care la fiecare masă mi se dau 4 experiențe gustative unice și eu mor de foame. Eu ca să fiu cinstit, aproape că nu înțeleg viața fără slănină, fără cârnați, fără niște lucruri care nu sunt neapărat românești, dar mi se par foarte românești și foarte gustoase. Bun, există rafinament și în făcutul ăstora. Da. Nu degeaba aveai breaslă de măcelari, care era separată de breasla de mezelari care pregăteau alimentele astea și era iarăși separată de breasla celor care le vindeau spre consumație. De breasla cărciumarilor. Și fiecare trebuia să aibă ochiul lui format pe treaba asta. E o altă chestie care, din păcate, s-a pierdut, cultura restaurantelor și a localurilor de consumație cu o specializare foarte clară. Localul ăla unde ori n-ai meniu, pentru că aia avem, ori meniul este cât o palmă. Cât o palmă, nu de gros, da. Cât o palmă în desfășurare, pentru că ai cu cinci produse. Ai câteva feluri de mâncare. Nu sunt în iară departe de zona unde filmăm acum. Lângă Teatru Metropolis ar fi fost până pe la 1900 și un pic cârciuma lui Moș Pascali. Cârciumă care la fel era frecventată de toată prontipendada bucureșteană, deși era condusă de un bătrân analfabet, care își nota cu un sistem propriu datornicii, un X era ceva, un cerc era ceva. Avea el propriu alfabet. Da. Umunești în nimic altceva, care nu-ți dădea tratație decât covriș de la biserică. Exact asta era și ți-i oferea el din partea casei, cârciuma fiind frecventată pentru faptul că omul avea ochi pentru vinuri. Nu-l făcea el îl cumpăra, dar ochea exact omul care făcea vinul cinstit, ochea cel mai bun pe lin, venim vorba și pe linul, pare să fie o treabă, dacă nu neapărat românească, cel puțin specifică zonei ăstea. Da, pentru că se strica vinul și era încă un mod de a masca vinul mai slab calitativ. Da, din aceeași plată a derivat absintul. Asta nu știam. Doar că noi l-am menținut la o formă mult mai domoală. Și astăzi există vin pe lin, un demisec, un pelin demisec, mi se pare, pentru o zi de vară poți să-l faci un șpriț, nu sunt împotriva șprițului, n-am niciun formal fel de vorbim nici eu, chiar dacă favorizez, dar e treaba de, treaba de gust, e bine să fie treaba militantă. Eu cred că e o treabă de moment, într-adevăr, deci de gust într-un moment, pentru că dacă ești pe o plajă când sunt 40 de grade afară și stai într-un beach bar, un vin roșu gros nu e cea mai bună opțiune, clar asta. Și merge un șpriț. Dar dacă te-a pălit gustul în mijlocul iernii că ai chef de un șpriț și de un vin ușor? Culmea este că nu intră atât de bine. Nu. Asta este adevărul. Dar poate fi. Iar la vinul ăsta pe lin exista și un alt obicei, nu mi-am explicat niciodată pentru că n-am cunoștință în specialitate, pe măsură ce scotea cârciumarul din el,
băga pietre în recipientul respectiv ca nu cumva să se rămână aer. Pentru că aparent asta îl făcea să se altereze foarte rapid. Păi, întotdeauna m-am întrebat, până mi-a explicat chiar un vinificator, noi scoatem, noi, faci vinul în acele celebre butelci de 50 de litri de sticlă la țară. Și cum naiba de nu oxidează vinul pe măsură ce tu scoți de acolo și practic intră oxigen, că nu... Și mi-a spus că acei vinificatori care își respectă vinificatori țărani, care știu să-și facă vinul, acel vin nu oxidează, pentru că am băut și vinuri de țară oxidate, imposibil de băut, adică oricât de mult îți place gazda, îi spui, nu beau, sunt cu mașina. Expresia un vinișor curat de țară de multe ori sinonim pentru rahat. Da, din păcate da. Și spunea că acele vinuri nu se opresc niciodată din fermentație. Și, practic, fermentând, de ce? Acum, puțin în zona vinului, fără să fiu vreun expert, am înțeles cum funcționează. În cramă, fermentația este foarte bine controlată prin drojdii selecționate, deci nu prin praful de pe vin, care e tot o drojdie, că e o bacterie acolo, da? De pe strugure. Și când se dorește oprirea fermentației, se duce vinul la o temperatură negativă, s-au omorât toate bacteriile și gata, s-a oprit fermentația. Din momentul ăla, tu ții vinul fără contact cu aerul, numai prin conducte, prin nu știu ce, până îl îmbuteliezi. La țară, în pivnița unde face Moș Ion vinul, el are acele canistre mari de 50 de litri, care în general de sticlă, și cu niște furtune, cu niște dopuri de cauciuc, am văzut și în zona Mosel în Germania, am văzut și în Italia, în Montepulciano, același sistem, și vorba aceea, vinul scump acolo. Deci, sistemul e perfect funcțional, iar el a pornit fermentația, s-a făcut vinul, a văzut că e bun vinul, dar o foarte ușoară urmă de fermentație, înțeleg că există. Dacă greșesc în explicație, să nu dea vinificatorii în mine prea mult, îi rog frumos. Și acea fermentație creează o peliculă de CO2 sau de ceva care este pe suprafața vinului și face separația de oxigenul. Nu lasă oxigenul să... Bun, în principiu nici nu ții, odată ce ai început o butelcă de aia de vin, nu ții mult, că... Profesioniștii știu foarte bine cum să facă lucrul ăsta. Da, cel mai probabil așa merge. Păstorul Teodoranu la fel o spunea mult mai simplu, vinul se învechește în butoi și se păstrează în sticlă. Adică odată ce l-ai pus în sticlă, ideea doar să-l conservi, nu se mai înnobilează. Asta vis-a-vis de mod, dacă vai o sticlă din 1933. El mai lucrează și în sticlă, să știi. Poate fi. Eu citez cea mai bună autoritate, da, în viziunea mea. Din câte am înțeles eu, după o anumită durată, totuși, nu se mai îmbunătățește, ba chiar din potrivă. Adică faptul că ai găsit un vin de 100 de ani, istoric poate să fie o treabă remarcabilă, dar altfel gustativ, n-am avut ocazia, nici nu... Nu, cred că în primul și în primul rând nu ai trasabilitatea modului în care a fost ținut acel vin 100 de ani. Dar uite, ca să contrazic puțin, nu mult, în anul 2000, în Suedia, la Stockholm, a fost un concurs Champagne Millennium. Și toate cramele din Champagne au fost invitate să trimite fiecare ce a considerat că e cea mai bună șampania lor. Șampania fiind fixată prin lege acum, că nu poate fi dată denumirea decât... Champagne, zona Champagne, în jurul Reims, Epernay, acolo. Chiar dacă vin spumant urmează aceeași rețetă din Champagne, dacă nu e de acolo... Regiunea lipită de Champagne este Alsace, cu cremant Alsace. O linie separă. Un Champagne e șampanie, alături, același areală, îi zice același așa, e cremant. La revedere. €1.000.000 hectarul, sau poate mai mult, mult mai puțin hectarul de cremant. Și Bilecar Salmon în anul 2000 a luat premiul 1 și 2 cu o șampanie din 49, un vintage din 49 și 1 din 51. Din câte mi-aduc eu aminte. Deci, totuși, niște băuturi au rezistat 50 de ani. Dar nu vorbeam că e fals lucrul ăsta. Au câștigat Champagne Millennium ca fiind cele mai bune. Există două forme de inducere în eroare. Odată când ți se spune, doamne, e un vin de masă. Doamne, de masă nu se face vin.
Adică faptul că e prost, nu-l mai confunda cu vin de masă. E prost, indiferent pe unde îl pui. Să știi că nu toți oamenii de la țară fac vinurile slab calitative. Nu, n-am zis de țară, am zis de masă. Acolo nu... Când vinul, eu, iară, nu vorbesc de la mine citire, vorbesc de la Postelul Teodoreanu citire. Spune că sub vin de masă ni se servește orice poșircă. Nu merge chiar așa, cum la fel nu merge nici să-l duci în extremis cu vechimea. De la un punct încolo e mai degrabă curiozitate decât e o plăcere neapărat să-l bei. Rafinarea gustului. Spre așa, care ne ducem... așa s-a găsit și unt de 3000 de ani în mlaștine din Irlanda. Nimeni nu-l recomandă ca fiind cel mai bun unt. Are 3000 de ani. E o curiozitate. E pe firmare unul care ia un bucățică și gustă. Și n-a murit. Acum nu știu mai departe ce s-a întâmplat. Ne îndreptăm spre sfârșit puțin? Spre desert. Iartă-mă, te rog frumos. Păi așa la final, mai spre final. Zi deserturile din România. Păi există concepția cum că la deserturi suntem printre cei mai săraci din lume. Aici recunosc că nici eu n-am... Ce bine că mi-a ridicat-o la filo, cam aveam o întrebare care era să o uit. Te rog. Că majoritatea spun că, domnule, poate cozonac, poate poale în brâu, poate alivenci. Alivencile nu sunt, sunt mai de spre Rusia încolo. Tocmai. Dar mai multe nu prea. Coliva este românească? Evident că nu. Auci. Are un ingredient care nu e românesc. Zahărul. Și chiar dacă am fost și eu informat, mulțumesc doamnei care mi-a remarcat lucrul ăsta, că ea în continuare la ea în zonă se face colivă cu miere. Da. Mie mi se părea nefezabil, dar iarăși gândeam un pic obtuz. Mierea fiind foarte românească, asta e atestat că... Suntem țara melifagilor, adică se remarcă în relatarea expedițiilor Alexandru cel Mare la nord de Dunăre, că se găseau prisăci la tot pasul. Exact. Și noi am exportat, a fost unul din principalele produse de export ale dacilor, urmașilor lor și nu știu ce. Asta vreau să subliniez. Am observat, la un moment dat era un crâmpei de scandal în presă. Noi avem un produs, nu fac reclamă, nu mă plătește nimeni. Mied dacic, se face la Alba Iulia. Mied. Da. Și au sărit, bineînțeles, de data asta nu dacopații, ci aia care sunt fierți pe dacism. Da. De multe ori sunt fierți pe bună dreptate. Și eu mă număr printre aia care când aud de tunelurile din Bucigi se ridică părul pe cea. Nu există? Îmi pare rău să nu s-au... profund nu, le-au zidit romanii, au dând răutate. Așa. Dar să știi că eu am auzit că există. Nu sunt dacopat, nu mulțumesc. N-am băut destul ca să purtăm discuția asta. Dar miedul chiar era dacic. Băieții ăia știau să fabrice mied. El nu este o băutură arondată zonei nordice. E greșit raționamentul unde n-au vin, au mied. Nu. Unde au miere, au și mied. Că de acolo vine... Da, este vinul fermentat. Hidromel, îi se mai spune. Da, exact. Mie nu mi-a plăcut. Nici eu nu pot să spun că mă topesc după, că e destul de dulce. Alcoolemia e undeva prin zona vinului, 12-14, nu, dar să urce. Dar e iar o treabă de gust. Ok. Am înțeles că există rețete nordice care combină cu fel de fel de fructe de pădure și atunci este o treabă mult mai acidă și mult mai sprințară. Dar să nu uităm faptul că, pentru că poate să existe și o motivație pentru care anumite lucruri din zona asta au ajuns în zona nordică. Să nu uităm că după ocupația romană se presupune că dacii aia care au mai rămas, fiind niște luptători fantastici, o parte din ei au ajuns ca mercenari la zidul lui Hadrian. Aici nu e supoziție, avem inscripție. Iar acolo există un dans în zona nordică, zici că e călușul românesc. Aici e greu de spus dacă l-au adus dacii sau vine dintr-un fond... din ăla, din preistorie. Da, măcar ne putem zâmbi și să fim, să zicem, băi, cred că e de la noi. No. Comunicația intercivilizațională a fost mult mai puternică decât noi imaginăm noi astăzi. Noi imaginăm pe aia antici destul de primitive, așa, și ne ieșim din sat. Nu, era la fel ca noi. Mai ales migratorii au fost probabil persoane ăla, în aceeași viață, s-a dus din nordul Mării Negre până prin Spania, la un moment dat. Și a răspândit destule. Și noi ne imaginăm migrațiile numai la finalul Imperiului Roman, dar indo-europenii care sunt veniți din Asia Centrală și au năpădit întreaga Europa sunt la fel oameni care au răspândit un tipar civilizațional. Dar să știi că chiar dacă am citit cărțile lui Harari, eu tot nu înțeleg cum omul plecat din teritoriul actualei Europe a ajuns peste tot. Și omul plecat din teritoriul actualei Etiopii
Acum e negru și noi ăștia suntem albi, galbeni, roșii prin... Eu aici sunt conservator și în continuare consider că este vorba de adaptarea geografică. Probabil. Era celebru banc cu băiatul african care îl întreabă pe taică-su, tată, de ce avem noi mâinile și picioarele astea mari, mai ales picioarele? Păi tată, e o adaptare, că mergând până în deșert așa, trebuie să treci mai ușor pe nisip. Aha. Și părul ăsta așa creț și des, de ce l-avem? Păi tot așa adaptare, când bate soarele să nu te nu faci insolație. Și pielea asta neagră, păi tot așa, dacă să pierzi mai puțin apă în contact cu soarele. Și tată, ce dracu facem noi în New York? Știam un bagasemănător cu ursul polar, care ce, mamă, da, sigur? Nu sunt făcut, tata meu nu e un urs panda? Nu, nu, un urs carpatin? Nu, tu ești urs polar. Puiul, continuare, sigur nu e un grizzly american? Nu, puile, tu ești urs polar. Mamă, și de ce mi-e așa frig? Sau povestea tragică a lui Walter, ursul grizzly albinos, care pentru a 10 ori a fost tranquilizat și parașutat la Polul Nord. Bun, să revenim la desert. Deci asta, coliva nu este românească. Dar de unde vine atunci? Că Egipt, noi o considerăm din Egipt. Din Egipt. Primele mențiuni despre colivă sunt în Egipt, când nu are conotație religioasă. Explicăm imediat și conotația religioasă a colivei. Are un scop eminamente practic, este un tonic alimentar, combinând carbohidrații cu zaharurile. Având în vedere că pâinea dospită, care înseamnă bagheta franțuzească, intrată în patrimoniul mondial, este inventată tot de egipteni, coliva este românească. Corect. Am închis lucrarea. Am zis, gata. E simplu, e o mică bombă calorică, Egiptul produce natural zahăr. Ok. Întotdeauna există tristea de zahăr. Și combinația asta de grâu, foarte sățios, cu zahărul care îți dă un boom de energie, era folosită pentru lucrătorii agricoli, pentru lucrătorii din construcție. Așa a pornit, pentru că Egiptul este totuși una dintre, impropriu să-i spui țări la vremea aia, ținuturile. Civilizații. Civilizațiile care se creștinează, e o provincie romană la vremea aia, da. Dar se creștinează relativ repede și până astăzi avem Biserica Națională Egipteană, Biserica Coptă, care sunt... Unde se presupune că s-a născut Maica Domnului, dacă nu mă înșel, în Cairo. E o biserică ortodoxă în Cairo, în mijlocul micuță. Maica există. Domnului nu are cum să fi născut acolo. Dar nu știu, atunci e ceva. Este celebra fugă a Sfintei Familii în Egipt. Când pruncul se naște la Betleem, da. Aflând că o să-l ucidă Irod, Iosif cu Fecioara Maria îl iau pruncul și fugă în Egipt și se întorc după moartea lui Irod. Da. Deci ăsta e mersul. Bun, Egiptul are o pondere importantă în tradiția creștină. Egiptul este locul unde se traduce Biblia, Vechiul Testament în greacă, este locul Septuagintei, Septua, 7, Ginta, cei 10, 70 de înțelepți evrei, care, fiind vorbitori, fiind bilingvi, vorbeau ebraică antică și greacă veche, sunt aia care scot traducerea considerată până astăzi traducerea universală, traducerea cea mai de încredere a Vechiului Testament. De-aia. Și acceptată. Da. Când vezi LXX... Să ne întoarcem la așa, că nu te mai opresc din astea teologice. Tocmai. Dar Egiptul are o pondere destul de semnificativă în viața creștinismului primar. Nu avem, sau eu cel puțin am întâlnit documentul care să ateste în momentul când pleacă coliva din Egipt și, sau în momentul în care coliva este integrată în cultul funebru, cum a rămas până astăzi. O avem clar în tot spațiul ortodox. O avem și la greci, o avem și în bisericile vechi, în Antiohia, în Ierusalim. Simbolismul ei fiind foarte simplu, tocmai de-aia nu este nicio problemă că în Ardeal ea nu există, sau este foarte rară și este suplinită cel mai adesea cu colacul. Okay. Pentru că principiul este același. Zdrobirea boabelor de grâu sau de arpacaș în cazul colivei, ori prin făină, ori prin fierbere, și formarea unui preparat omogen care de fapt simbolizează comuniunea creștină. Am faptul înțeles. Că cele două sunt unite, sunt cele două cele mai întâlnite simbolistici în mistica creștină. Spicul de grâu măcinat produce pâinea, boaba de strugure spartă produce vinul. Astea simbolizează unitatea creștinismului. De-aia ni se cere să mergem la biserică, să stăm în comuniune, să ne răbdăm unii pe ei, la alții, indiferent de cât de des ne vedem cu dușul, cât înțelegem să nu vorbim în urechea celuilalt, etc. Sunt maniere de exersare a toleranței. Asta dau simbolistica... Cred că de asta se știe cu tămâie, ca să nu avem probleme cu dușul. Uneori. Da. Parfumurile orientale, clar, de-aia sunt așa de tari.
Iar al doilea lucru, avem ceea ce facem noi cumva instinctiv acum la pomeni, adică nu cred că întâlnești român când aude veșnica pomenirea, să nu, cu o mână faci o treabă, te apuci de careva de lângă tine. Ca să crezi comuniunea. E bine să n-apuci foarte tare, vă spun din experiență. Pui mâna. Da? Nu, unii apucă așa. E bine să fii conectat asta, deci dacă pui buricele degetelor, iar cu mâna cealaltă, dacă ai ajuns la colivă, atenție, e foarte important să nu faceți asta cu persoana de lângă voi, dacă n-aveți coliva în mână, se ridică. Asta înseamnă comuniunea între cei de pe pământ și cei din cer. A, deci asta este motivația pentru care se face de așa. De-aia se plimbă așa coliva. Nu, nu e un soi de voodoo. A. Nu mi-am pus problema asta niciodată. De multe ori sunt, e un ritual arhaic, aiurea, e un gest simbolic. Și ritual arhaic, ce erau? Din perspectiva credinței, în afară de împărtășanie, unde chiar se crede în creștinism ortodox, că aia devine trupul și sângele lui Hristos, chiar dacă prefacerea nu este fizică, nu muști carne și sânge, ca aia de-a murit Ila, dar se consideră că prefacerea este reală, restul actelor sunt simbolice. Încearcă să-ți transmită plastic o învățătură. Aia vor să facă. Am întâlnit și varianta viceversa. Nu mâncăm colivă la masă, că e păcat. Unde, Doamne, iartă-mă, și de ce? Adică este foarte în regulă cum se... Am văzut-o vândută sub forma de desert cu grâu. Oh, cu înghețată. Băi, prieteni, fiți onești, spuneți Dumnezeului că e colivă. Nu mai înduceți lumea în eroare. Și cu înghețată, stai puțin, că e chiar un desert destul de la modă. Am întâlnit înghețată cu aromă de colivă. Acum eu pot fi considerat un soi de șef în colive. Au. După 15 ani de beluna îți capeți oarecare reputație. Okay. Înghețata e foarte bună. Adică dacă la colivă sunt blazat, înghețata aia e foarte bună. E prizabilă, da. Și cinste, nu fac reclamă, din pur și simplu așa, deontologie. E un lanț de restaurante care caută în București, care caută cumva să recupereze o parte din gastronomia românească veche, dar pe de altă parte inovează foarte frumos. La Zec se bănesc. Da. Nu e niciun fel de problemă. În diverse discuții, să știi că au dat inclusiv numele fostului meu partener și nu m-am supărat, l-am lăsat. Eu caut să nu... Mai ales, dar că... întâmplarea face că îl știu și pe Sandu, îl știu și pe Amalia, chiar și fac o treabă bună. Fica domnului care a inițiat lanțul sexe cu studii în străinătate, sper a fost șefă de promoție, dacă nu mă înșel, la nu știu ce școală foarte șmecheră de cofetari, lucrând cu mari maștri cofetari. Cu aici, articole apărute despre Anzare. Nu ne cunoaștem, eu nu cer să-i fac complimente gratuite, dar asta este traseul lui Grigore Capșa. O cunoști pe Ana? Tocmai, consulea? Că nu. Vrei să-ți fac legătura cu ea? Mi-ar face plăcere. Ok. Mi se pare rar. Dăruind vei primi. Dar din dar se face rar. Exact. Așa e dictonul bisericesc. Mi se pare inovativ ceea ce face. Am văzut și înghețata de magiun de prune cu pâine prăjită. Wow. Iarăși mi se pare o treabă... E o diferență sensibilă. Nici nu suntem naționaliști, adică nu refuzi. Ce, dar geandoia ce are? Nu-ți place? Nu-ți place, nu mânca. Dar dacă îți place, mănâncă liniștit. Dar e frumos să afirmi și gusturile care sunt cumva endemice, adică specifice gastronomiei românești. Gastronomia românească și iarăși nu mergi doar în sfera înaltă de stele Michelin. Băi, care-i gustul care ți-a marcat ție copilăria? Ce ai gustat? E foarte mișto filmul Ratatouille, exact prin momentul ăla când acel critic literar diabolic, gastronomic, diabolic. Am crezut că la diabolic zici prin gust, iertare. Nu, diabolic ne-am obișnuit. Așa gustă acel Ratatouille care este întâmplător mâncarea din copilăria. Un ghiveș de legume nenorocit. E foarte, abia acolo ai înțeles esența gastronomiei. Bun, în mediul academic, în mediul care ține de performanță, acolo trebuie să fii dur pentru că ceri performanță. Dar în ceea ce privește perspectiva omului obișnuit, gastronomia este făcută să aducă bucurie. Și este, până astăzi, că de-aia suntem o grămadă de grași, bucuria cea mai tangibilă, cu putință. Da. Contează foarte mult să faci diferențierea între sațietate și bucuria gustului. Poți să te bucuri de o bucătură bună, sau poți să mănânci anapoda fără să ai mare bucurie, o grămadă de prostii. Și ziceam că ajungem la... Dulciuri. Am reținut doar așa pentru că e un om despre care nu se mai vorbește deloc și omul a fost un talent în publicitate. Îl cheamă Mișu Văcărescu, dar e mult mai cunoscut drept Claymore. Era cronicarul societății mondene
din secolul XIX, omul a rămas legendar pentru cum făcea propaganda pentru ținutele doamnelor. Okay. Deci când îți dădea, era un soi de Iulia Albu. Ok. Cu pantalon. La propriu există o caricatură a lui, cred că e și în cartea asta, omul are ținută bărbătească până la picior, unde are dresuri și pantofi de damă. Auci, deci progresismul exista încă de pe vremea aia. Sau răutăcismul exista de pe vremea aia, cât mulți l-au făcut homosexual, că n-ai cum vrei altfel să ai gusturi. La vremea aia? Da, bineînțeles. Păi erai bătut cu pietre în piața publică. E, nu când erai boier. Auci. Așa, dar domnul Mișu Văcărescu, zis Claymore, are la un moment dat un articol despre bomboanele, dar nu de la Capșa, de la un concurent Capșa care a murit de bătrânețe la propriu, că a murit patronul, s-a închis localul. E vorba de cafe Fialkovski. Ok. Fialkovski mie mi-a plăcut în primul rând pentru că arăta cât de toleranți eram altfel și cum era diversitatea românească. Cafe Fialkovski se găsește unde este astăzi blocul Adriatica, Câmpineanul, Colțul Victoriei, peste drum de nou hotel. Ok. Este blocul cu ceas, dar numai că ceasul arată ora exact numai de 2 ori pe zi azi, că e stat. Așa? Acolo s-ar fi găsit altădată casa cumpărată de la un ghiculesc de un croitor ungur, Török. Deci era casa Török, în care se așează un cofetar italian, Comorelli, primul care ne aduce gelato la București. Înghețata italienească. Noi aveam înghețată, dar aveam cel mai probabil dondurma. Aia care se face cu o rășină, că misterul nu e secret. În cazul ăsta este o rășină vegetală care îi dă așa elasticitatea. Diferența este asta, că dondurma trebuie să o amestești prin presiune, pe când gelato trebuie să-l malaxezi. Să bagi aer în interiorul ei. Da, dacă vrei să fie bun. Comorelli aduce gelato italian, îl fabrică într-o cameră din spate sub cheie ca să nu-i se fure secretul, ne ținând cont de faptul că ideile tranzitau, n-a fost nevoie să-l vadă cineva pe el cum face gelato, s-au prins băieții la un moment dat mergând și alții înapuși. S-au dus în Italia până la urmă. Exact, dar asta, deci e în casa unui ungur, cumpărat de la un român, vine un cofetar italian care îl aduce pe acest polonez Fialkovski, care deschide cafenea. Cafeneaua la vremea aceea e un concept un pic mai larg decât e astăzi. Ea înlocuiește cafenea orientală, care era strict pentru beut, cafea și tutun, că asta era consumația. Mai degrabă narghilea, cred că. Nu, sunt perfect echilibrate. Ok. Narghileaua cu ciubucul. Ciubucul nu-i narghilea. Ciubucul e o pipă lungă, cu cât mai lungă iarăși, cu atât mai nobilă este tot timpul obsesia asta pentru... Ok. Așa. Să arăți că ești mai sus prin lungime. Dar există o litografie de epocă cu Baș Boierul Iordache Filipescu fumând ciubuc și ciubucul îi pleacă din gură și îi se termină la papuc. Adică e o treabă într-adevăr rafinată. Dar asta era toată consumația în cafeneaua de tip oriental. Pe când în cafeneaua de tip occidental, ea vine cu ceea ce găsești și astăzi într-o cafenea, mai ales la micul dejun. Adică ai, în primul rând, că ai cafeaua variată. Principalele variații la cafea în primă fază fiind Schwarzu, care e cafea la filtru, din germanul Schwarz negru, Capuținerul, asta e mai cinstită vis-a-vis de unde a fost inspirată, pentru că îi pui lapte și dai culoarea aia maro deschis, se gândesc la veșmintele călugărești ale capucinilor, călugării romano-catolici, sau Mazagranu. Mazagranu este ice frappe de astăzi, este da, cafeaua cu gheață. Astea erau principalele sortimente care pătrund pe piața românească. Bun, apare la un moment dat și cafe latte-ul. Îl avem în consumația lui Camil Petrescu, care, cu care își făcea o mică aroganță chenii de la Capșa. Știau că nu-i place cu frișcă și în fiecare dimineață îi dădeau cu frișcă. le plăcea aparent cum se enerva maestru la un moment dat. Bun, dar bineînțeles, ideea de cofetărie se extrapolează, de cafenea se extrapolează foarte repede și dă și în cofetărie. Aproape că merg mână în mână. Ai cafenea, dar la un moment dat faci și magazin, ori vinzi în interior, cel mai probabil în interior ai un spațiu limitat, deci nu poți să scoți profit de acolo, ori vinzi pur și simplu pentru trecătorul de pe stradă. Adică, practic, la momentul anilor 1800 și ceva, începutul anilor 1900, Bucureștiul și nu numai, de fapt era o combinație între partea orientală și partea occidentală a dulciurilor într-o piață românească, într-o gastronomie românească care nu prea avea foarte multe lucruri inventate de ea. Cel puțin la capitolul desert, nu, nu părem să fim inovativi. Bun, desertul în sine fiind un soi de moft pentru
o viziune arhaică asupra gastronomiei, bă, ești sătul, da, marci de aici cu dulcele. Da, gata. Ți ajunge. Da, totuși știm de la Coana Chirița că totuși se făceau dulcețuri și alte... Nu, arhaic e arhaic. Data dulceața nu era desert. Dulceața este fel de primire. Tot pentru că e dulce, arăți că ai stare, era când intrai, era cafea și dulceț. Sau era... Veneai doar într-o vizită relativ scurtă. Da. Și primeai... Rahat cu apă rece, de acolo vine. Da, ia cu apă. Că aia primești oricine. Ai intrat la mine în casă, aia ți-o ofer. Că și rahatul inițial este tot așa fel de... e curtoazia orientală de a oferi ceva, de asta până astăzi când mergi în Istanbul. Un ceva, simplu. Da, negustorul ăla spune pe masă, ia de gust o bucățică de rahat, vrei o cafeluță, astea intră la protocol, nu fac parte din masă. Bun, că ulterior au constatat oamenii că o cafea poate la un moment dat să regleze un pic circuitul interior. Ea chiar este digestivă. Da, fără discuție. Dar în sine, ăla e, ai altă filozofie de viață, ai alt fel de a privi lucrurile. Adică dulcețuri, șerbeturi, cafele, apă rece, astea sunt de primire, nu-s deserturi. Ok. Și atunci, ce s-a întâmplat? Ce... Doar așa, ca tot de literatură. Da. Celebru Caragiale, cu băiețelul care îi pune dulceață în galoși, de închisea. Domnul nu-i Goe. Domnul Goe. Asta este, nu am uitat cum se cheamă novela. Păi, nu, asta e vizita acasă. Nu, e vizita acasă, okay, unde îl găsește pe răsfățatul casei care îi bate din tobă în cap, îi face diverse și la sfârșit ia chiseaua de dulceață și se duce și pune dulceață în galoși, în supra-încălțările, exact, care erau folosite ca să nu intri cu noroiul de pe stradă în casă. Și ca să nu te descalți. Da, pentru că erau impolitețe lucrul acesta. În general în București, dar nu numai la deserturi, și la gastronomie, poate la deserturi e un pic mai marcant divorțul ăsta, avem divorțul între centru, între nucleul orașului care e occidentalizat puternic și mahala care e aproape impermeabilă la influențele astea. Adică târziu, la un moment dat chiar este un spirit de frondă, mahalagiu chiar se uită cu dezgust la ăsta care bea fel de fel de licor de astea leșinate. Îmbuibați ăștia. Ori îmbuibați, ori mai din potrivă e mănâncă trei bețe de alea de... Repet, e până astăzi, e o doamnă bunica lui Mirciulică din filmele celebre. Așa, da, da, da. Am văzut emisiune la radio cu dumneaei unde doamna spune, pe cum îmi dai mie crevezi la nuntă? Ce să aia creveți? Și e întrebată 7 alimente de bază, carne de porc, fasole, cure, varză, exact cum gândeau oamenii vechi. Dar ceea ce, dacă îl întrebai pe un american din Midwest, acum 150 de ani, care sunt alimentele de bază, spunea fasole, untură, whisky și... Păi nu tot de pe aici a plecaseră? Unii. Dacă e să te uiți la genul de filme Western, astea pe care le-a făcut Mircea Veroiu cu petrolul, dolarii și ardelenii. Exact, ba, da, mă refer. Nu de aici a plecaseră. Dar la desertul... John Brad. Da, exact. John Brad. Ilarion Ciobanu chiar a prins bine pe rolul ăla. Da. Dar există, în schimb, o altă treabă. Pentru că desertul e o treabă eminamente boierească, tocmai pentru că la nivelul uzual, la nivelul practic, țăranul nu are desert. De-aia nu sunt pe piață. Adică iar o explici tot timpul la nivelul înțelegerii de bază. De ce nu ai? Alea pentru că ține eminamente de modă, de mai degrabă de etalare decât de necesitatea practică de a te hrăni, sunt cele mai sensibile la mode. Moda inițială, pe care o cunoaștem noi, că nu știm ce a fost mai devreme, este moda orientală. Acolo intră pentru prima oară influența orientală, adică noi încă ne ținem niște feluri de mâncare destul de neaușe, în timp ce desertul începe să fie influențat tot mai puternic de Istanbul. Și aici, iarăși, nu sunt pur turcești. E greu să-ți imaginezi un neam de nomazi, cum au fost turcii în vechime. În principiu, bucătăria otomană, din punctul meu de vedere, și dacă greșesc, îmi cer scuze, este o comuniune a bucătărilor pe care ei le-au luat așa în spiritul lor năvălitor și le-au mixat, da, creând... E o osmoză. O osmoză, exact. Și bunăstarea Imperiului Otoman a dus, evident, la, cum să spun, rafinarea acelor preparate. Pentru că Imperiul Otoman, dacă stăm să ne gândim, avea și parte de Asia Mică, avea și parte de Imperiul Persan, avea și zona spre Mongolia, avea și partea asta occidentală. Era exact între culturi.
vis-a-vis de mongoli, că ai spus lucrul ăsta, treaba asta nu că am spus-o eu, n-am apucat să o găsesc verificat, am intuit-o eu, dar posibil să fiu original la a 15-a mână. Să mai fi spus 15, doar că nu i-am găsit eu înaintea mea. Ceea ce vrei să vezi mai autentic în bucătăria turcească este probabil bucătăria care are inspirație spre Mongolia. Mongolii sunt limitați de geografia lor foarte puternic, adică ei la un moment dat neavând agricultură decât pastorală, acolo poți să vezi bucătăria mai autentică. Că băieții au bucătărie eminamente pastorală, e cărnuri și lactate. Aproape că nu găsești treabă de vegetale, de făină, de aluaturi. Pentru ei desertul eminament este borțog, care este o scoveargă. Este un aluat prăjit. Pentru ei este desert, este un preparat sărbătoresc, pentru că la ei în sine să ai de-a face cu cocă era ceva nemaipomenit. Păi ne întoarcem la desertele românești. Poale în brâu, colțunașii. Da, sățios. Sățios. Și combinația între carbohidrat și dulce, asta pare să fie aparent, curcubeu pe cerugurii. Nu... Bunica Dumnezeu să o odihnească. Soția bunicului de care vorbeam mai devreme făcea niște colțunași cu brânză dulce, Doamne, și cu punea smântână peste ei. E posibil unul dintre cele mai valabile criterii, deserturile cele mai autentice sunt alea care pot fi foarte ușor convertite și în fel de mâncare. De mâncare. Da. Colțunași, ai schimbat compoziția, a devenit fel de mâncare, că e sărat, nu mai e dulce. Bun, dar ajungem la turci, ei preiau, clar, când ajungi la aluaturile alea diafane, da, cum trebuie să baclavaua, până astăzi e un epitom în bucătăria orientală. Nu oricine poate să facă, cel puțin nu manual, o baclava autentică. De aia au la Topkapı până astăzi se păstrează mesele de marmură pe care se frământa aluatul de baclava, marmură având cam cea mai redusă aderență ca să-ți permiți să faci aluatul ăla diafan. Existau niște șef în varianta orientală, niște bucătari dintre ăștia specializați în deserturi, care erau chemați anume și la curțile fanariote, pentru că prăjitura lor de sărbătoare, mai ales la Paște, era baș baclavaua. Baș în turcește înseamnă mare, baș baclavaua trebuia să fi fost ceva cu un diametru de un metru. Să întinzi coca aia de aproape translucidă la un metru, cere artă. E așa, și gândiți-vă exact ca la un tor de clătite, dar o clătită milimetrică, gândită la un strat cam de 10-15 cm. Asta era baș baclavaua, care se tăia în felica de tort și se mânca de către... Minunat cu ăla curgând pe toate chestiile, pentru că trebuia să fie însiropată, dar asta este practica deserturilor orientale. Cofeturi. Cu miere de la noi. Cel mai adesea, probabil. Cofeturi intră în limbajul românesc, devin foarte repede fiind scumpe obiecte de dar, mai ales când curtai o fată, îi duceai cofeturi ca să arăți că ești om cu stare. Astăzi nu e neapărat să-i adaugi 50 de kg dându-i zilnic cofeturi, că sunt deja la îndemână. Adică astăzi poți să variezi, poți să dai dovadă de imaginație, dar dacă vă întrebați de unde vine practica cu bomboane de ciocolată și trandafirul, ceea ce este cumva imaginea clasică de Valentine's Day, da, de acolo vine cofetul în vechime, fiindcă era scump. Era ceva ce țineai neapărat să-l oferi iubitei. Bun, cofeturile inițiale sunt găsite în vechile cărți de bucate. Cataif, baclava, sarailie, am vrut să zic. Nu, dar mai e una. O să-mi vină. Așa. Sunt prăjiturile eminamente orientale. Aici nu că sunt lipsite de imaginație, dar rețeta de bază este un aluat foarte fin, ori sub formă de foaie rulată sau desfășurată, sarailie, baclava, ori sub formă de tăiței foarte subțiri prăjiți în zahăr. Cataif. Da, exact. Totul este puternic însiropat. Nu sunt foarte imaginativi la ceea ce privește compoziția. Migdale, nucă, alune. Migdale, fistic. Fistic, da. Alune. Există caimacul, care e delicatesa eminamente orientală, grăsimea de lapte îndulcită. Stafida, iar e prezentă în general prin deserturile turcești, dar cam aia e. Și ele erau și deserturile noastre. Și apa de trandafiri, o treabă dispărută cu, în mare parte din bucătăria românească. Existau anumite deserturi care erau aromate cu treaba asta. Eu am încercat-o. În Turcia mai găsești încă olfactiv, desert? Mie mi se pare că are mult mai mult merit olfactiv decât gustativ. Gustativ nu mi se pare vreo inovație, mai de gustativ tânjesc și într-adevăr mi-e dor de ceea ce am prins în copilărie, șerbetul de trandafiri sau siropul de trandafiri. Dulceața de trandafiri. Bașca. Dulceața de trandafiri. Că noi aici totuși am avut, nu știu dacă am inventat-o sau nu,
Da, să faci dulceață până și din petale de trandafir, dar nu orice trandafir, nu, ci unul specific. E trandafirul de sirop. Bunica mea avea în curte diminețile de iulie, parcă erau. Cred că nu știu, și bunica avea, că de asta știu de dulceața de trandafir. Dar să te trezești dimineața cu geamul deschis și intrându-ți pe geam sau serile, dacă te culcai mai târziu, chiar era exact ce zice Cadâr în tache, ca un trandafir de la Iub era. Adică, într-adevăr, îți lăsa o amintire greu. Uite, dacă vreți, eu fac un top ad hoc de dulcețuri rafinate așa în spațiu românesc. Tu una e una. Nu, am trei. Zi una. Trandafir. Nucă verde. Aia era a doua. Și gutuia. La mine ăsta e top 3. Eu aici m-aș duce la afine mai degrabă. Iar cum treabă, când ai, de gust, de guste, de culoare, să nu am discutat. Ar trebui să încetățim expresia asta, nu neapărat cum o spun. Treabă de gust, la treabă de gust nu ne supărăm. Exact. Nu se devine că nu-mi place aia, nu înseamnă că mă uit urât la tine că ție îți place aia. Nu, mai nou se face în spațiul românesc dulceață de coș de pepene, de portocale, de orice. Tehnic, orice fier cu zahăr dă dulceață, exact. Dar unele sunt mai rafinate. Acum, aviz amatorilor. Avem niște parcuri care sunt pline de nuci. Da. Și noi stăm ca fraieri în aprilie, în mai și ne uităm la ele. În mai, scuzați-mă, mai iunie, scuzați-mă. Și ne uităm la ele. Unul din lucrurile fantastice ale copilăriei era că toată primăvara, sau probabil aprilie, mai, nu știu cu exact, nu mai țin minte exact, cu briceagul luam nucile de prin copaci, le scobea și le mâncam. Și așa sunt o delicatesă. Și aveam mâinile maro. E inevitabil. Nu, vopseala de babă, altă exact. Dată de păr, era dată din frunze și din nuci. Și din cojile de nuci verzi. Da. Bun, dar revenind un pic la deserturi. Bun, și avem gama asta orientală care își impune monopol, pentru că tocmai desertul e dat de modă. Okay. Desertul nu e o treabă de gust, e o treabă cumva artificială. Te pretezi la gustul social. Până când apare o saturație, dar apare o saturație la modul absolut, cam o saturație pe care am experimentat-o, eu sunt prematur să vorbesc de chestia asta, că chiar sunt născut în 89, dar cei un pic mai în vârstă ca mine o simt după 89, când putea să fie rahat, dacă rahat nu turcesc. Așa, dacă venea din Occident, era minunat. Conta că era altceva. Din păcate am trăit acest adevăr. Mi-aduc aminte de, eu copil, de expansiunea teribilă a produselor turcești proaste de dulciuri. Da. Așa, diferite firme care făceau fel de fel de jeleuri dubioase și de aluaturi, pentru simplu fapt că erau altceva față de eugenii de... Și erau dulci. Da, exact. La fel se întâmplă după căderea fanarioților, când apar primii sunt străinii care vin cu ceva meșteșug occidental, dar după aia, bineînțeles, nu neapărat românii, locuitorii din Valahia, nefiind genul care să stea mult să prindă de ceva, să prind că au un avantaj cu produsele occidentale, așa că se duc în Occident, fie importă direct, nu învață ei să le facă, dar alții mai deștepți, cum era Grigore Capșa, se duc și învață cum să le facă și vin și le lansează pe piața bucureșteană. Că, dacă nu mă știu, cred că și-a trimis copiii la școală. Chelnerii îi trimitea. Chelnerii de la Capșa erau trimiși să fie școliți în Franța. Nu li se cereau banii vreodată înapoi, nu era ca sistemul de burse american. Erau aduși înapoi cu o singură condiție. Lucrează doar pentru Capșa. Nu că dar dacă își dădeau demisia, nu se mai întorceau vreodată la Capșa. Deci dacă demisionai de la Capșa, erai bun plecat, că altădată nu mai erai primit înapoi. Dar asta ține de servire. Aici mă refer la ceea ce de fapt a constituit începutul prosperității casei Capșa, dar nu numai a lor. Capșa, prin managementul ulterior, s-au impus pe piață prin durabilitate și pentru că au știut să-și facă reclamă. Asta e ultima etapă a discuției de astăzi. În schimb, la început există Fialkovski, există Riegler, care dispare cu totul. Există fabrica de ciocolată Zanfirescu care îi aprovizionează pe toți oamenii ăștia, pentru că oamenii intră pe piață cu lucruri care nu mai fusese răvăzute. La capitolul prăjituri avem ecler, savarină, care mai sunt din primele, îmi pare rău că cred că forenoarul vine tot așa relativ devreme, vis-a-vis de alea, unele sunt inventate ulterior. Recunosc că nu le știu.
Eclerul și Savarin, aparte numele lui Brillat Savarin, e clar făcut atunci, nici nu e o rețetă foarte complicată, e o cocă siropată. Un pandișpan peste care pui niște frișcă, o siropă și... Eclerul la fel, e clar că este atestat din Franța încă regalistă. Adică vine... E adevărat că există diferența, astăzi se face diferența între șoala crem, care e gogoașă, și eclerul care vine în formă alungită. Bunica mea, de exemplu, spunea eclerul unor șoala crem. Șoala crem. Pentru că făcea coca rotundă. Și știa să o facă, îmi pare rău, a murit și rețeta asta n-am reținut-o. Cum dracu faci coca aia goală? Dar, mă rog, asta probabil că se poate eu cred că trebuie să luăm acele caiete dictando sau de matematică cu rețetele scrise de mână ale părinților, bunicilor. Eu recunosc că pe ale mamei le-am șutit cu vrerea ei și am zis, mama, lasă-le aici acasă. Ăsta reprezintă o valoare care nu... Și există perimează. Nu se perimează. Și există o inițiativă a unor oameni, nu-i cunosc, care ia aceste caiete vechi și încurajează pe toată lumea și să le transpună în online. Există un site care cu asta se ocupă, făcându-le publice. Fă-l public și tu. Spune site-ul, ca să știm și noi. Nu știu, în secunda asta îmi scapă. Dar cred că dacă găsim... aflu mâine și ți-l spun. Adică nu e niciun fel... Asta e o inițiativă care mi se pare foarte mișto, pentru că nu lași să se piardă niște lucruri vechi. De acord. Ele sunt scrise pe stilul vechi. Ăla, pui un vârf de cuțit de sare. Pui... Da, există niște măsuri eminamente subiective. Da, numai că ele pot fi transpuse într-o realitate. Chiar dacă, totuși, cofetăria este o chestie de... foarte multă precizie. La cofetărie, dar altfel la alte rețete, eu rețin, am încercat-o eu de 3 ori, este budinca de spanaca la Gabriel, dar trimisă de Păstorel Teodoreanu în eternitate. Este, de fapt, un soi de tort de clătite, okay, care alternează umplutură de spanac cu umplutură de ou bătut cu smântână. Dar și spanac nu-i de regim, dacă nu v-ați prins până acum. Numai clătitele nu sunt de regim. Nu, clătita se face în untură ca să țină, să nu se sfărâme repede. Deci, okay, o clătită zdravănă. Așa, iar spanacul se, citez autorul, îmbată în lapte. Păi da, asta e desert? Că nu prea... Nu-i desert. Așa, se îmbată în lapte și este foarte interesant măsura. Și cât lapte pui, cât poate bea spanacul. Adică cât cuprinde. Da. Și e notată și gluma unei prietene. Ăsta face, Păstorel Teodoreanu face rețete cu glume. Și cam cât bea spanacul? Cam cât un tânăr critic gastronomic. Era referința directă la persoana sa. Dar asta e vis-a-vis de ceea ce spunea și de bucătarul țigan al lui Paul Emil Miclescu, oamenii care știau ochiometric. Cât îi merge, cât îi dă... Crezi că aveau cântare de la metrologie? Garantat nu. La fel, cei de la trapeză, de la mănăstire, cei care găteau cu cazane, ăia învățaseră din start cât e măsura pentru fiecare și o învățaseră cel mai probabil luându-și niște huă din partea mesei când săreau... Greșind. Cu... Da. Greșind. Exact. Și asta e o treabă. Nimeni n-a gătit bine din prima. Eu recunosc că eu am avut un spirit practic, eu am învățat să gătesc mai puțin deserturi. Eu recunosc că nu știu să gătesc. Este spiritul de conservare, în cazul meu. Dar dacă pun mâna să fac ceva, îmi iese. Dar nu știu să gătesc. Nu sunt bucătar, nu sunt... De multe ori și am luat-o intuitiv. Adică nu ne-a... Se marinează, se... Hai mă, las-o. Pune aici, hai că vedem ce iese. Uneori n-a ieșit bine. Uneori e bine să o lași la marinat. Alteori a ieșit bine, dar altfel decât scrie acolo. Adică era mâncabil, dar nu era ce scria în rețetă. Asta e altă discuție. Bun, revenind la deserturi. Și vin oamenii ăștia, odată importă, bun, partea proastă cu deserturile, că e cam greu să aduci savarine și eclere, îmi cere Academia Română să spun mai nou, enervant. Așa, din Franța. Nu prea merge. Normal. Așa că trebuie să înveți foarte repede să le faci tu. Și atunci fie adu specialistul din străinătate, dar la costă bani mulți, fie te duci tu și înveți, asta face Grigore Capșa la Casa Boazie, nu numai el, și m-am spus și mai mult sunt cei care fac lucrul ăsta și într-un spațiu foarte scurt din punct de vedere al evoluțiilor istorice, vreo 20 de ani, de la zero, ajungem deja la concurență. Deci asta a însemnat într-adevăr o societate care a simțit un ferment de modernizare foarte puternic. Eu cred că toată societatea românească de la 1850 până la al doilea război mondial s-a
și datorită venirii regalității și multor alți factori, s-a dezvoltat exponențial. Da. Fantastic. Noi am venit dintr-un soi de mediu, într-un soi de civilizație. Putem spune că anumite orașe chiar erau foarte civilizate, deveniseră civilizate, chiar dacă satul rămăsese încă în evul mediu. Nu numai, și în orașe găseai insule de ev mediu. De fapt, nu, orașul civilizat era o insulă într-o mare mult înapoiată, adică dădeai două secole înapoi mergând spre periferie. Fără să vreau să fiu un, să spun, un laudatio pentru epoca ulterioară, totuși ăsta e singurul, din punctul meu, merit al epocii comuniste, faptul că a modernizat România. Asta e tot. Da. Dar cu toate neajunsurile închipuibile pentru, da, o modernizare făcută forțat. Da. Adică ceea ce asta este teoria formelor fără fond al lui Titu Maiorescu, aflată în exemplificare. Când într-o societate occidentală modernizarea s-a petrecut organic în vreo 400 de ani și tu încerci să o accelerezi la nivel de o generație, nu poate să fie bine. Nu poate să fie bine. Dar ne întoarcem la desertul. Asta e moștenirea noastră. Până la urmă cu asta lucrăm. Și apare concurența și automat, ca să rezolvi concurența, ai nevoie de publicitate. Și atunci recurgi la vocea cea mai proeminentă a criticii, e adevărat vestimentare în prima fază, dar până la urmă ai nevoie de un om care învârte bine cuvintele. Acum suntem în bel epoc. Adică ne-am întors, am găsit și atunci o Dana Budeanu. N-aș merge fix pe comparația asta. Așa. N-am nimic cu doamna, îmi cer scuze. Nu, mă refer strict la maniera de exprimare, că am ascultat-o și eu câteva ocazii, nu sună Dana Budeanu. Okay, eu o să spun întâi în franceză, asta pentru care farmec aici, după care îl traduc. Voici ces madeleines qui sont tout simplement une merveille, ces cocottes à la rolée rose satinée et ces diables qui cachent leur malice sous une enveloppe de café et ces ganaches dans si beau vert qui rappelle les gazons printanières. Goûtez, mesdames, c'est fait pour vous. Deci în sine, bun, am eu intonația de gurmand, dar iată aceste madeleine care sunt absolut o minune, aceste cocote sunt de fapt niște prăjituri, li se mai spune africane, okay, la un moment dat, de un roz satinat și acești diavoli, aici nu m-am prins la ce Dumnezeu se referă, care își ascund răutatea în spatele unei glazuri de cafea. Și aceste ganașuri de un verde așa frumos care ne aduce aminte de iarbă, de iarba primăvăratică. Gustați, doamnelor, sunt făcute pentru voi. Era un mod poetic al vremii în care să promovezi ceva. Ca să-l citesc pe tatăl unui bun prieten de-al meu din liceu, când ne-a văzut bând cola, beți cola ca femeile, n-a expirat modul ăla de a vedea dulcele ca fiind eminamente ceva feminin. Nu îmi pot permite să zic nimic. Nu era o remarcă misogină. Era o repartiție culturală a gusturilor, că bărbații nu prea le au cu dulciurile. Greșită, de altfel. Dovada este că epoca noastră bărbații mănâncă cot la cot dulce cu femeile. Dar e o replică în firar, să fie-am uitat titlul de filmului, este ăla cu Tamara Buceanu când și la trompetă. E cu Dem Rădulescu, Tamara Buciuceanu și mai apare Ștefan Mihăilescu Brăila, care o curtează pe soția prietenului său, nu și care spune că beau băuturi dulci, dovadă că nu sunt bețiv. N-am prins logica, dar exista o logică în trecut, că asta bărbătește este să bei băuturi seci și să nu prea ai de-a face, adică o friptură îi bărbătească, o prăjitură mai puțin. Am înțeles. Asta face parte din prejudecățile culturale care destul de difuze s-au transmis până astăzi. De aia s-au transmis așa, mă gândesc eu în acest moment, și pentru că au venit în avalanșă. Și societatea la vremea respectivă nu se schimba odată la 10 ani. Asta societatea se schimbă, cred că, la un an. La vremea respectivă, societatea se schimba într-o generație jumate. Cam așa. Iar dacă anumite revelații culturale veneau în avalanșă, oamenii, unile se bucurau de ele în funcție de în ce moment al vieții te prindea, alții nu le puteau face față. Adică e o chestie similară astăzi, în care mama mea, a spus, are 81 de ani, nu înțelege, greu înțelege cum funcționează WhatsApp-ul.
E o melodie populară. Păi Dumnezeu să o ierte pupunica. Ea nu făcea, ea nu pricepea nimic de așa ceva. Ea se purta cu șorci și cu bazma și nimic din astea nu făcea. Deci despre asta vorbim. Ne apropiem de sfârșit? Cam așa ceva. Mai ai ceva notat acolo? Interesant? Notat, am notat eu multe și de spus aș mai spune multe. Dar? E interesant pentru partea elitistă a perioadei vechi cât de mult accent puneau oamenii ăștia la un moment dat pe calitate, dar pe calitatea văzută total, global. De la calitatea preparatului, ceea ce avem mai mult și astăzi, dar până la calitatea cadrului de consumație, ceea ce astăzi mai puțin. Adică ceea ce vrei să zici, ca să văd dacă am înțeles bine, este că acea elită care ajunseze să consume și să creeze aceste produse nu făcea rabat de la calitate, vrea să fie ca la Paris, ca la Roma, ca la Londra, ca la Viena. Da, așa, nu se înțelege că erau elitele culturale, erau de multe ori sărace și atunci. Ideea de stâlp de cafenea, tocmai asta, că la un moment dat se făcea un bilanț, că la anumite cafenele se beau 20 de pahare de apă la o cană de cafea. Că, cumva apa era gratis, da? Și atunci mulți făceau consumații de felul ăsta și erau mulți cu cafeaua pe caiet. Doar că existau niște mecena, niște oameni cu dare de mână care înțelegeau și calitatea intelectuală, care stipendiau toată treaba asta și veneau și plăteau nota unor localuri întregi, doar ca să aibă parte de atmosfera respectivă. Calitatea atmosferei, în schimb, era cu totul alta, adică se înțelegea ce înseamnă conversație de masă, la masă nu te enervezi, la masă nu schimbi vorbe grele, poți să porți dispute, dar le porți exact ca șampania, să fie spumoase, să fie plăcute, să întrețină, de fapt, statul la masă. Și ceea ce au demonstrat oamenii care au făcut studiu, iar am un lapsus firar să fie, nu cercurile albastre, cum Dumnezeu se cheamă, sunt anumite buzunare pe harta lumii unde trăiesc foarte mulți centenari. Cred că, ba da, cercuri albastre se numesc. E posibil, da. Sunt zone în care... În Franța e unul, în Grecia e altul, în Japonia e unul. Toți oamenii ăștia gastronomic sunt extrem de diferiți. Că, normal, în Japonia ai un fel de consumație, în Grecia e altul, în Franța ai cu totul altul. Toți se remarcă prin elementul ăsta al convivialității. Convivialitatea a produs cântece, a produs opere literare, a produs o întreagă manieră de a fi... Gastronomia eu o consider o știință subordonată convivialității. Adică în momentul în care am evoluat din faza mâncatului ca necesitate, care nu poate fi numit gastronomie, acolo faci arheologie culinară, abia acolo e. În funcție de ce avea fiecare, mânca doar ca să supraviețuiască. Când am transformat masa în element cultural, atunci am fabricat un fel de a fi. Gastronomia, încercând să sporim bucuria asta a mesei, pe care astăzi, din criterii care pe mine nu mă depășesc, dar mi se par ilogice, o abandonăm. Și o abandonăm pentru ce? Pentru că ne place să mâncăm la toți aceleași 5 preparate și cu asta basta. Poate fi imaginată convivialitatea, e adevărat mai săracă și cu 5 preparate. Pe mine mă uimește faptul că am abandonat cu totul convivialitatea cu mult înainte să abandonăm gastronomia. Abia asta o face să pară ridicolă gastronomia de nivel înalt în care mănânci cu capul în farfurie o treabă despre care ar trebui vizibil să comentezi cu el, că nu e făcută să te sature, e făcută să o discuți, să analizezi gustul pe care l-ai primit prin prisma preparatului ăla. Și mergând până la starea de, într-adevăr, de beatitudine. Nu degeaba discuțiile astea sportă la masă, pentru că intervine senzația de sațietate care îți creează anumite trăiri, endorfinele și hormonii secretați, te transpun automat într-o dispoziție bună, care facilitează discuția. Ori mâncatul singur în fața unui ecran este o risipă de endorfine. Îmi vine să fac o comparație cu altă tentă, dar mă voi abține. Alt podcast. Da. Deci mi-e pixul acela, te rog frumos. Am aici o carte pe care am scris-o acum 4 ani. Se numește Povestea de la colțul mesei și ea este, și permitem să ți-o fac cadou. Ea este despre 20 de ani, primii 20 de ani de activitate, dar să știi că e o carte care se citește foarte ușor. Are multe întâmplări. Povestea de la colțul mesei. Exact. De asta și acest canal de podcast se numește Povestirea de la colțul mesei, că nu e doar o poveste, sunt mai multe.
Ca să fiu sincer, aveam un pix acolo, dar nu știu ce mi-a plăcut ăsta. Cred că scrie mult mai bine. Eu, fiind folositor de pixuri la modul frecvent, chiar am căutat la un moment dat un model să-mi fie comod. Este nostru. Sunt Dimitrie. Scris Damian. A, Sfântul Dimitrie. Da, 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 da. Pe mine Damian mă cheamă. Mi-a stat inima, am zis. Urmează și onomastica mea curând, pe 1 noiembrie. Am înțeles. Mulțumesc, eu păstrez cartea, tu păstrezi pixul. Nu, nu păstrez pixul. Eu mai am 3 în rucsac cu mine. Știu, îți mulțumesc frumos. Am tone de pixuri, dar întotdeauna ele sunt pe birou, nu le iau după mine. Am înțeles. Îmi place să scriu cu stilou, am vreo 4. Repet, sper să-ți placă, dacă o să ai timp să o citești, sper să-ți placă. Ca să mă laud, Cristian Hostiuc a spus, citind-o, redactor șef de la Ziarul Ziua, de la Ziarul Financiar, a spus despre ea, fără, m-am trezit cu această zicere a lui pe nepusă masă, citind-o în 2020, în februarie, la un an după ce am publicat-o, cea mai bună carte de business din ultimul an și probabil top 10 cărți de business din ultimii 10 ani. Nu cred că merit cu adevărat această categorisire, dar în același timp sunt convins că i-a plăcut de vreme ce a făcut această remarcă. Ceea ce am spus un pic mai devreme în discuție, existau brăzlași pe măcelărie, existau brăzlași pe mezelărie, existau brăzlași pe industria ospitalității, erau cu siguranță oamenii care făceau lucrul ăsta bine pentru că le plăcea să-l facă. Și cam asta ar fi definiția unei afaceri de succes. Mulțumesc frumos! Eu sper să pentru invitație. Fi fost o discuție plăcută, pentru mine a fost extraordinar. Da. Felicitări, ești o enciclopedie de informații și când n-aș publicăm, vrea să devin prăfuit prea devreme. Am înțeles. Îți mulțumesc frumos. Cu mare plăcere. Mulțumesc și eu pentru invitație. Dragilor, vă mulțumesc frumos. Dacă v-a plăcut, share, subscribe și ne vedem la următorul episod.